Astăzi veți vedea toată povestea sezonului 21 din Grand City, în care Vlăduț și Tatăl Strix s-au luat la ceartă, iar Darusel 2012 și-a făcut o nouă prietenă. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Mă, tată, ce se întâmplă aici, mă? De ce se vede tot așa? Unde, tată, ce s-a întâmplat? Unde suntem, tată? Nu știu, bă, bă, cineva m-a dispărut, cine e ăla? Bă, ce, bă, ce, fală de student, mă, student, mă, ce? Mă, care ești, bă? Tată, ce s-a întâmplat? Intră de sculbas, tată! Tată, stai puțin, tată! Tată, mă, ce? Bă, ce caz ai, mă, stau? Tată, ia, în box! Mă, drag, bine, mă, băi, hai că mă joc, hai că mă, pleacă, e bine, tată, tată, vino, hai mă să vorbi, nu mai vorbi peste mine dacă m-auzi că vorbi. Bă, tată, tu vezi ce mișto e aici, ce casă e asta, ce, ai la ghiuzdanul ăla, tată, tată, ce se întâmplă, tată, știi ce cred că se întâmplă, tată, noi mergem, suntem școlari acum, suntem elevi, tată, trebuie să mergem la școală, suntem copii miști, trebuie să mergem la școală. Ce, mă? Nu vreau, dar nu, Tată, ce faci? Bă, acum ești copil, tată, vino că să dai la școală, tată. Ce, ești copil? Da, ce? Da, și eu. Deci, nu, abia așteaptă să... Da, ai mers, tată. Da, hai! Să te joci, ți-ai găsit cu cine? Nu, tată, acum ești la școală, nu te duci să te joci Minecraft acasă, vino repede ea. Salut. Nu, da, wow, dacă pui apă pe stea... Mamă, dar ăștia de ce vorbesc ăștia? Dar de ce vorbesc ăștia, mă? Da, toți vorbesc același lucru, tată. Da, nu știu ce... Uite bănuțul aici. Tată, fii atent. Ia bănuțul ăsta. Și fii atent, că aici putem să luăm o carte cu bănuțul. Putem să luăm o carte și un pix, tată. O carte și un pix. Cu emoji ăsta ce faci? Confused emoji token? Ce e ăsta, tată? Tată, ia un carte și un pix. Ia, dă-i în partea dreaptă așa carte și pix, că avem nevoie. Mă, cât tare e școala asta. Bă, fraților, sunt la școală cu taică-mea. Chiar avem nevoie, sincer, taică-mea la școală. Tată, ia fii atent. Vezi să nu aluneci aici. Bă, tată, ai grijă să nu aluneci aici. Tată, prost ești, tată, ai alunecat ca prost. Ia să vedem. Salut! Du-te, du-te. Plec. I'm just chilling in the hallway. Asta e mai șmecher. O să scrie deci. Tată, vino, ce mai ce, tată? Uite, închis, tată. O, ia, mă, cum să fie? Așa, hai să mergem. Hai repede, tată, Doamne, iartă-mă, tată. Ia, ce, bănuț. Ia, ce, păi, ce, păi, tată. Opa, ce e asta? Cu cardul, office. Ce? Nu, ia. Ce? Principal, păi. Tată, cum tu intri aici? What? Bă, nu avem nevoie aici. Nu avem aici, bă. Tată, unde ești? Tată? Ce? Unde te-ai dus? Da, unde sunt jos? Uite, aici, la sport, la sport. Tată, unde te-ai dus, omule? Că eu nu te văd. Vină înapoi. Unde ai plecat? Eu unde spun? Tată, unde te-ai dus? Tată? Eu sunt în sală de arte! Ce sală de arte, tată? Tată, dar de ce n-ai venit după mine, bă, Doamne, cât de prost e taică-mea, bă, fraților! Doamne, deci nu-l mai supăr pe tatăl meu, chiar nu mai supăr. Tată, unde te-ai dus, omule? Poți să-mi explici și mie în ce parte te-ai dus când ai venit în școală? Unde te-ai dus? În stânga, în dreapta? Unde te-ai dus? Dacă mi-o să-ți iau! Bă, tată, bă, da, chiar e, bă, da, aici, sală, tată, ce faci? Așa, hai în art class, hai în clasa de arte! În clasa de arte, ia ce. Opa, bă, să te la școală, tată! Bă, tată, dar stai și tu cu mine, că mă plictisesc așa singur aici, nu cunosc pe nimeni, tată! Opa, sala de arte! Bă, bună ziua, da, sala de arte, ia, mă pun aici, vreau să ia și un loc și... Aia, domnul! Și acum... Băieți, acum o să mă sun să ne sunăm pe Picasso! Bă... Da, tată, nu cred că desenează nimeni, nu știu ce se întâmplă aici. I really love this class. I can't wait to go home.
A, deci practic copilul acesta urăște, acesta gen vrea să ajungă acasă și ăsta iubește clasa asta. Da, am înțeles, e o clasă inutilă, după părerea mea chiar este o clasă inutilă, nu știu ce se întâmplă aici, nu se întâmplă absolut nimic interesant, este cea mai inutilă chestie. Păi tată, dar mă aștept și pe mine, ce tot faci, omule, că trebuie să fie aici și clasă. Hai la geografie, ia să vedem ce ne pregătește doamna de geografie sau domnul ce-o fi, ia să vedem ce avem aici, tată. Bisantino, în anul 1960 a fost inventat scobitul în nas. Tată, ce geografie, mă, că scrie algebra în spate? A, bisantino, mă, dacă o îndegeți plus un nas, egal cu un deget de nas, adică să o să iasă muncul din nas. Bă, tată, tu ne-ai auzit, i-a zis asta? Că i-a... I-a zis că câinele lui ia... A, uite ce scuzare, are scuză că i-a mâncat câinele tema, tată. Ha, ce fraier ești, nu-ți fie, mă, nici-a... Pu, fraier, mă! Doamne, ce sunt cu clasele astea, bă, fraților? Bă, ce e cu școala asta, mă, eu credeam... Bă, toate școlile sunt așa ciudate, adică, pe bune, mă, frate, uitați-vă ce invenții bagă toți copiii ăștia. Ce tu faci acolo? Pe ce tot faci acolo, tată? Doamne, iartă-mă, vine o nu care aia nu e clasă, tata, ai acolo nimic. Mă cheamă Cornel și să-i așa de acolo vreo de cel mai tine, ei, fie antena, băi, acesta este copil. Da, tata, bă, nu se mai oprește, tata, ok, oprește, tata, că deja ești afon super rădut tot. Fără sport? Unde e sala de sport, tata? Parcă ești că ai găsit-o, nu? Tată, vorbești cu mine? Tată, ce tot faci? Da, băi, șmecher, băi, e foarte bine, ce, mă? Tată, fie antenă, unde s-a... Eu vorbesc cu prietenii mei! Doamne, da, băi, șmecher! Tată, tu n-ai niciun prieten, vino repede, unde e, mă, sala de sport, n-ai zis că ai găsit-o sau ce ai găsit tu? Tată, mă bagi în seamă! Așa, matematica! Păi vino! Păi mă bagi în seamă, omule, vorbești cu mine, că eu dacă nu te aud vorbind, eu ce crezi că... Ce să înțeleg, tată, gândești? Nimica. Tată, nu, stai puțin, n-ai zis că ai găsit tu mai devreme sala de sport? Ce, doamne, tată, dă-mi și prost rău. Mamă, dar e prost rău de tot, că eu, mă, deja nu mai supor, mă, cât de prost rău să fiu. Da, băi, fraiere. Păi știu că ți-am zis în față, doamne, cât de, bă, da, prost eu, mă, taică, mi-a sedim, ce-i partea asta? Cred că, a, nu, aici cred că e cantina, tată, aici avem să mâncăm. Cantina, a, pe fiante mea, ha, 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 ha. Ok, tată, bună ziua, bună ziua, da, vreau și eu ia ce să comand aici. Ați fost burgerul, bă, și eu mi-am luat o apă, tată, eu mă pun aici frumos, uite, am apă aici. Unde-i burgerul, unde-i burgerul, ce asta, lapte? Asta e apă cu vitamine. Și bomboană. Da, tată, altceva nu e la meniu, vezi, cred că probabil e... Eu mi-am comandat burgerul, ce rămâne? Ok, tată, știi ceva? Bă, tată, hai repede, hai repede, fii atent. Bă! Doamne, și-a cheltuit toți banii maică-sii. Bă, cum adică? A, adică vrei să cheltuiesc banii tăi, tată, să fac și eu să cheltuiesc banii tăi, nu? Nu, eu să cheltuiesc banii tăi. Da, și că așa te vrea, păi, bă, tată, doamne, ești prost, ești, ce e aici? Tată, cred că, tată, vii repede, opa, tată, uite-am găsit, tată, minigame, ia, tată. Ia, e și jucă ăsta. Bă, ce școală șmecheră, bă, credeam că era... Ia, tata? Ia, mă! Opa, ce se întâmplă? E basket sau ce e ăsta? Tată, ce se întâmplă aici? Burgers! Tată, ce e ăsta? Basket! Ia, ești atent! E dodgeball! Dar jucăm și noi? Throw dodgeballs, enemy, turn points, aaa! Ok, ok, deci trebuie să... Hai, mă, să vă bun, ias! Interact with dodgeball, da, hai mai repede, că știm ce se întâmplă. Ce se... Cum face, tată, cum se face? 3, 2, tată, ești pregătit? Tată, suntem 2 contra 5! Hai, 3, tată, 2 contra 5, dodgeball! Ia, repede, dă-i, i-am dat, aolo, bă, stai că pierd mingea, o, 3-2, bă, da, am adăvit! Bă, vezi că dau și proști, ăsta e greșit, tată, dacă te, mamă, cum a trecut mingea aia fix pe lângă mine, mort, cum a trecut mingea aia, tată, trebuie să-i omorăm cât mai repede, sau nu știu ce se întâmplă, a, nu e pe puncte, tată, mă, nu moare nimeni, e pe puncte, bă, tată, ai grijă, dacă te atinge, ai pierdut punctul, cum ar veni, practic, ai grijă, fii atent, i-am dat-o în cap direct, bă, de ce așa la cap, opa, mamă, i-am dat-o la direct, bă, față, tată, i-am dat-o, 100, o, ce? 1.30 remaining. Bă, tată, dar la dodgeball-ul ăsta nu murea practic și gen să termina cum ar veni runda, nu trebuia singura dată care lovește prima oară, cum ar veni? Nu știu! Bă, i-am dat, mi-a apărut un dodgeball și un hit, adică nu știu care e faza cu un hit și cu dodgeball-ul, care e diferența între... Bă, tata, lasă-mă și mie mingele, tu nu vezi că ai o groază de mingi, de ce tot dai mie mingea, tată, ia, de repede, întâlzi repede, hai să-i dăm pe tot jos, într-o dată, tată, să fie tot jos, să nu mai apară niciunul. Hai că cu tine, tată, tu iei toate mingile deodată în mână și niciunul nu atinge, adică ai făcut treabă.
Dă-i! Hai, tată! Aolo, tată, fii atent, tată, ai grijă! Dă-i cu câte unul în fiecare! De câte minge în fiecare! Hai că am dat eu prost, tată! De cu o minge în fiecare, hai să-i dăm pe tot jos, tată! Tată, dă-i! Dă-i, tată, hai, tată! Aolo, tată, dar nu știu stare de nimic, mă! Băi, eu sunt mort pe tot, tată, băiat, eu l-am mort! Tată, am zis să dăm amândoi deodată, în toți, să-i batem pe toți deodată, să fie toți, încă unul! Bravo, mă, tată, în sfârșit, bravo, hai că ai nimerit odată să faci să-i batem pe toți dintr-o dată, tată! Tată, lasă-mă și mie mingea, nu mai luat-o mie mingea! Hai că deja m-am plictisit de ăsta, tată, cu tată, tată, deja, cu tine nici nu mai suport, dar vorbește și tu, tată, că nu mai pot să vorbesc în continuu! Și fii atent, am câștigat, time's up, well done. Ia să vedem, cine e câștigătorul? Noi, tată, ia, opa, ce s-a întâmplat? De ce da banii, băi, mai vina ta? Am câștigat! Mamă, cât, trofeu și câte coinsuri avem, tată. Sports Hall, cred că e același loc, nu? Da, nu mai are rău să mai intrăm, e același loc acolo, tată. Hai, repede. Am câștigat, băi, Tata, ai pe aici să mai vedem ce e în partea asta și după aceea vreau să ieșim afară, tată, că am înțeles că sunt și cluburi pe aici, sunt mai multe chestii, clasă de științe. Aici e... Ala științe! Ala științe! Bă, ce sunt astea? Plânge și... emoji-ul... Mă dat-o și mie, bă, bani, că n-am! Păi, ce sunt, da, tată? Cum adică n-ai bani? N-ai câștigat acum? Ai, nu mai minți, tată! Library NFT! Aici cred că sunt calculatoare! Opa, bibliotecă și calculatoare, tată! Ia, unde? Ia! Ați băgat Fortnite! În box? Ia, ce casă? Ce mișto, da, pe aici, tată, interesant. 9 plus 10 equals 21. Ce? Ești prost? Bă, 9 plus 10 e 19, nu 21. Tată, ești de acord cu mine? Da, bă, da, e prost. Bă, tată, ce-ar fi mișto, mă, să ne jucăvați ascunsele aici. Dar nu cred că astăzi, nu cred că ar merge astăzi. Cred că altă dată, ce spui, tată? Da. Crezi că ai vrea să mergem aici să mai jucăvați ascunsele? Da. Mamă, eu zic că ar fi super tare, tată, nu știu, da, chiar ar fi super, super tare. Voi ce spune? Du-te, tată, vin pe aici, ce mai sunt? Vreau să mai găsim clasă, fii atent, am înțeles că sunt niște cluburi cu petreceri cu de-astea, sala de engleză. Tată, hai să ne testăm cunoștințele la engleză, hai să vedem. Unde ești? Bă, ce e locul ăsta? Opa, intru aici? Și ce se întâmplă? Nu-i nimic, ok. Tată, unde? Pe vine aici, hai la engleză. Vlăduș el micuț, așa că au primat-o să Vlăduș el micuț. Tată, vino, lasă pe băieții acolo, lasă-i, tată, hai să vedem. Bună ziua, dar de ce scrie mereu algebra în fiecare clasă în care intrăm? Noi suntem la matematică, parcă e clasă de engleză. Ce se întâmplă aici, doamnă? Așa, ia. Ok, deci ăștia, deci toți sunt cu acei... Tată! Mamă, tată, toți sunt la fel de proști. Hai, ieși afară, că n-avem ce căuta aici, tată. Școala asta e mișto, dar gen oamenii care sunt în ea nu sunt mișto. Adică, oare de ce, tăi că mi-ai aici, în fine. Tată, hai să mergem, fii atent, că am auzit că în afară trebuie să ieșim de ce aici este. Nu, eu mor, stă da, așa. Tată, ia vină aici, ia știi să gătești, fii atent. Asta e sala de gătit, tată. Eu știu mă să gătesc, dar un prăjit știu. Știi să gătești, tată, de-aia mor de foame, nu? Ia vină, hai, tată, hai ce să gătești, tată, hai. Ia, tată, hai, bucătăria tatălui strict, ia, fă prezentarea, fă ca și cum, hai că mă prefac ca și cum că am un telefon și te filmez ca să faci ceva, tată, hai, 3, 2, 1 și acțiune! Salut, în acest video o să facem o pizza la cuptor, dar nu la microunde, să fie antenă, o să ne-a dat 2 ingrediente, sunt aici cu cameramanul meu, Vlăduș cel micuț și sunt aici pe antenă. Prima oară, o să punem pizza la cuptorul ăsta. Bă, ăsta-i prăjitor, tată. În microunde. Prăjitor, ăsta-i prăjitor. În prăjitor și după o să punem la microunde. Tată, o să punem la prăjitor pizza. Ce, e nebunit? Da, și eu știu. Așa, o să punem la microunde. Acum o scapte din microunde și o dăm o batul ăsta care o să ne pună sus. Tată, să bagă pizza la cuptor aici. Ce, domne, iartă-mă, tată, ce? Și acum o să punem pizza la tigaie. La tigaie, hai. Bine, frumos. Gata, și acum pizza este gata. Dar de ce e iarsă? Dacă ai băgat un prăjitor, tată, spune-le la oameni că ai făcut-o special așa. A făcut-o specială pentru mine. Atât a fost să nu vă luați niciodată după tatăl meu, după rețeta lui. Acum, bă, tată, hai că ai stricat de tot, bă, tată. Bă, tată, unde te-ai dus? Tată? Alo? Unde-i baia? Tată, ieși afară în grădină, a? Tată, ce zice? Ieși afară în grădină, tată? Mă ajung!
Hai că ești fost așa. Așa că nu te-am să hai că s-a închis, tată, s-a stins în mare aia. Hai, vine repede, ce-i în partea asta? Opa, opa, aici am fost? N-am fost, da? Sau aici? A, aici e minigame-ul ăla, pe aici am fost și acum, hai să ieșim afară, tată. Opa, tată? Mamă, câta terenul de rugby de-astea. Mamă, câte șmecherii sunt pe aici, tată. Și în partea asta ce se află? Ia, vine repede, ia. Ce asta? Ia ce aici? Unde, mă? Ai minigame? Altul? A, tată, aici am atom. E bazin. Opa, hai! Doamne, tată, nu mai faci așa, că ești doar de tot, dacă te auzi la cineva, ai oricum să știe. Mamă, tată, suntem aici la bazinul, la olimpiadă de not, practic. Tată, uite-te câți oameni sunt aici după noi și câți oameni concurează, tată. Acum o să concurăm și noi și tată... Dar eu nu știu să not, eu nu știu să not. Tată, câștigătorul, practic, o să câștige, tată, cum ar veni. Și primim trofeu, așa că trebuie să ne alegem amândoi în locul nostru, tată, și să vedem. Tată, ești pregătit să noți, da sau nu? Da! Aaaa! Nu! 3, 2, 1 și go! Go! Bă! De ce mergi în torb doar partea asta? Nu, no, tata! Aaaa! Mi-a dat afară! Nu, tata, fii înainte ta! Înainte ta! Sunt înainte! Nu! Opa! Bă, câștigat! Tata și înapoi, prostule! Bă, cum ai? Bă! Te-am împins! Din greșeală, tata, te-ai băgat în fața mea, dar nu știu cum ajuns să simt prin fața mea aproape așa, tata. Cum adică ai ieșit? Pa, mergem, tata. A, gata, acum nu mai prins fraiere, tata, deci dacă mai prins, eu trebuie să... Păi, tata, ești prost? Ba, da, tata, le ia fiecare, gândești, așa, uite, gata, e luat. De unde știi că nu l-am luat, tata? De unde știi? Ești tu în poziția mea sau ce? Da, hai în echipă, Bă, bă, nu l-am luat. Tată, pe cred că cam suntem în echipă. Păi, da, stai puțin, tată. Ia stai tu acolo. Fii atent. Tată, hai să facem. Dar nu, mă, că fiecare trebuie să-l ia pe al lui, tată. Nu merge așa. Fiecare are pe al lui. Nu e... E gen, așa e. Ce teleportează, mă, tată? Păi înseamnă că doar eu le-am luat dacă pe tine te teleportează, tată. Hai să ieșim, gata, tată, că nu mai. Nu, tată, fii atent, avem o petrecere aici în oraș, putem să mergem la petrecerea aceea, tată, dar înainte să mergem, ia fii atent, vino pe aici, hai, salut, oh, fii atent, tată. Ok, tată, știi ceva, cred că nu mai mergem la nicio petrecere, cred că o să mergem altă dată la petrecerea din aceea. Hai că e prost, hai că dacă vrei să mai vedeți experiențele cu noi la școala aici, în școala asta, să experimentăm cum e frumos, că sunt foarte multe lucruri. Da, tai că mă să crede Ronaldo, aici e fotbal american, el zice că e la fotbal normal, în fine, deci acum, în partea aia, m-auzit că este un club, m-auzit că sunt mai multe chestii, putem să ne achiziționăm și mașini, sunt foarte multe petreceri, sunt foarte multe lucruri, putem să ne jucăm și v-ați ascunsele aici, dar asta rămâne dacă voi vreți, tată, hai acasă, s-a terminat ziua de azi, hai! Vlăduți! Ce vrei? Ce ceva? Prins, tu ești! Da, vrei să ne jucăm leapșa, tată, a? Ia, bine, ok, hai tată, aha, tată, crezi că mai vrei șansă doar pe tine, tată, gata, tu ești fraiere, gata, tată, tată, știi ceva? Am auzit ceva, tată, fii repede, tată! Tata, English or Spanish? English. Baby, you got something in your nose. Sniffing. Vladuț! Vladuț! Ce faci, Vladuț? Ce vii mă așa, tată, bă, tu, doamne, tată, vrei să fac infarct, ce, doamne, iartă-mă, pleacă de aici din cameră, lasă-mă să dorm, tu nu vezi că dormeam și eu, mă simțeam și eu bine. Nu vreau, nu fie antre, vreau ca tu, bă, să fie antre, vreau să facem un challenge, că știu că tu mai iubești, băi, ce știi, fetița mea, băi. Tată, nu știu să vorbești, bă, du-te de aici, tată, ești din cameră, să nu te mai văd, că deja mă nervios, tată, ești nesimțit, pleacă, doamne, bă, fraților, bă, ce mai spui? Ce vrei, tată? Ce tu vrei? Urcă înapoi și lasă-mă în pace să dorm. Vladuț, eu am un challenge pentru tine, băi. Ce am tine? Vreau ca tu să mici da pentru 24 de ore. Ce mă să zic eu ție da pentru 24 de ore? De ce să zic eu ție da pentru 24 de ore? Pentru că dacă nu, o să-ți dau pialule și o să-ți dau iară în lafă. Da? Da, tată? Da. Și tu? Da. Tu după cum mai trăiești, tată? Că banii doar eu își fac în casa asta banii și eu îți dau banii, tată. Tu mai faci tu vreun bani și nu știu, tată. Hai, lasă pianul în pace. Domnule, bă, tată, da. Bă, dar ce? Tată, dar tu care? De ce mai făcut? Pentru ce mai făcut? Dacă ești așa de prost. Zi. Păi te-a făcut că ești al meu și eu să fii mereu al meu. Așa că fii atent, dacă nu zici da 24 de ore,
Da, da, o să fie unde, unde aici o să fie, unde aici? Da, bine, bine, tată, de cu tine te rompi, Ian, ca să-ți distrugi toată casa asta, nu mai unde trăi după ce că tu ești amărât, tată, în momentul de față, tu nu mai ai niciun ban, doar eu muncesc în casa asta, tată, dar eu fac bani prin pianele astea, tată, așa că, ha, mă, bine, ha, lasă-l, tata, lasă-l, te rog, hai că fac, spun, da, pentru 24 de ore, ce să-și fac, nu, ce, tata, mă, tată, strigi de tot pianul, bă, da-ți bagi joc chiar așa de mine în ultimul hal, tată, tată, dar nu mă, tată, oameni, tată, oameni, da, gata, da, sutra asta, hai, du-te că nici nu știi să-l aprinzi, lasă-mă, du-te de aici, tată, am zis, tată, du-te de aici, dă-te că strici, omule, doamne, zi, tata, hai, da. Zic, pe, ce, da, la ce să zic, da? Că ești prost, băi, la 24 de ore, adică nu o să o să zici ce vreau eu, băi, și la ce să zic, da, dacă tu nu mi-ai zis nimic, tată, tu gândești, bă, dar prost, la orice, la orice întrebare spun eu. Și mi-ai pus o întrebare până acum și nu știu eu? Da, ești prost? Da, că stau cu tine, da, aia. Da, tată, vreau să mă joc, doamne, hai, lasă-mă, mă joc acum pe calculator, wow, foarte amuzant, tată, da, da, wow. Box, wow. Am prins, easy, bă, easy, da, mă, tot ești fraier? Da, tată, da. Fiantele, băi, fiantele, hai, vină, vină, vină. Doamne, nu mai suport deloc, unde să vin, tată, ce mai vrei, da, vin, hai că vin, ce hai. Vrei? Ce? Hai, hai că vin, zi, ce vrei? Unde să vin, mă, omule, vorbești cu mine? Bă, dar ce ești așa, dar nu vorbești? Bă, vrei să vorbesc eu în continuu, tata, tu nu știi să vorbești? Ce? De ce tot vorbesc eu în continuu și tu nu vorbești deloc, tata, ci că vine după mine, dar nu zici unde mă duci. Ok, tata, vreau, stai și vreau, nu știu, fie vleduț, hai să parchez aici, vleduț, fie antenă. Eu conduc cel mai bine, nu? Da, tu conduci cel mai bine. Ei, uite, fie antenă, vleduț, fie antenă. Bă, dar tata, nu mai vorbi așa, mă, omule, bă, știi să vorbești, vorbește ca lumea, dacă nu plec acasă, că mă, deja mă enervez, nu e nimic amuzant, hai, ce faci, doamne, 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 deci, om mai prost ca asta n-am văzut în viața mea, mi-e și rușine, mă, că e, hai, doamne, nu, deci chiar nu mai înțeleg nimic. Vlăduț, tu crezi că scap de mine? Da, credeam că scap de tine. Mă, dar de ce, bă, așa, adică întrebă. Păi n-ai zis să zic da pentru 24 de ore. Păi da, și de asta am zis da, tu gândești, bă, tată, dar tu ce spui, mă, tu... Păi ce... Păi da, tu vorbești, tată, ca să tac eu dacă nu vorbesc, nu vorbește nimeni și nu se mai... Ok, deci eu am zis, Vlăduț, vreau ca tu să-i zici și nu faci asta că iubești. Vrei să faci asta? Da, vreau să fac asta. Bună... Da, e fată, bună fată, te iubesc, da. Așa, tatăl meu... A dat-o pe cameră! Da, foarte amuzant, tată, wow, ce să spun, așa, altceva, hai, că deja mă enervez, tată, bă, dar tu, sigur, bă, dar, ce așa amuzant, tată, tu ai o vârstă, tu, ți se pare amuzant de chestiile astea la vârsta ta? Da, deși la antenă, băi, vreau să-mi cumpăr tenaul ăsta, două cutii de pizza cu pepperoni. Ce să-ți ia, mă, păi dă-te să văd, ia, două cutii de pizza cu pepperoni, ok, două cutii de pizza, păi dar n-am bani din aceea, tată, am doar bani de ăștia, n-am eu banii ceilalți, ai tu? A, băi, nu, păi nu, trebuie să faci cu banii tăi, nu-mi pasă, ai, cumpără. Păi da, n-am, tată, am doar, da, nici aici n-am nicăieri, uite, doar ai, n-am, trebuie să, tată, trebuie să mergem acasă, că eu n-am de ăstea, n-am mărunțiși din acesta, hai repede acasă, hai repede, mergem sau nu mergem? Hai! Păi spune da, tată. Da! A, păi, hai, bine, gata, tată, vrei să spui tu da în locul meu? Nu! Bine, hai că mă duc acum, stai, așteaptă-mă aici, așteaptă-mă, du-te tu și caută, ai văzut de care bani erau, da, du-te tu și caută și ea. Nu caută, fiule, așa că tu cauți și ești adoptat. Da, cauți că sunt adoptat. De unde să știu eu, tată, că tu știi toate treburile astea și cred că sunt, pentru că nu, tu, mamă, deci chiar nu mai suport, mă, pe omul ăsta. Bă, dar e așa de infernal, eu chiar nu mai suport, eu nu înțeleg cum, doamne, iartă-mă, cu atât să mă duc în final, să mă duc repede să caut banii, mă duc pe aici, unde aveam banii aia, păi și că nici nu mai știu unde am banii, cred că i-am pe aici, prin dulapul ăsta, nu am prin dulapul ăsta, stai puțin că trebuie să-mi reamintesc, bă, dar nu mai suport deloc, bă, e, bă, fi să pare normal, mă, omul ăsta, v-ați rezista să stați cu el, chiar sunt curios. Gata, în sfârșit am găsit toți banii, acum trebuie să mă duc repede afară, tată, unde ești, tata, hai că am găsit banii, ce? Da, foarte amuzant. Bă, tata, dar tu, bă, tu pe ce planetă ești, mă, omule, de ce nu vorbești, de ce mă lași doar pe mine să vorbești, ce înseamnă purcării, bă, tată, nu te mai suport, știi ceva, hai că plec, pa. Nu, vreduți. Ce, bă, ce e asta, doamne, bă, la noi câine, bă, ce, doamne, iartă-mă, sunt, tâmplă, bă. Bă, stai nebun, mă. Ce-și băiatul meu, da, ce-și băiatul meu. Bă, stai nebun, mă. Și doamne, iartă-mă, mă, tată, vrei să-ți mai spun da pentru 24 de ore sau nu-ți mai spun? Da! Păi da peste tine și peste animalul ăsta ciudat care e de schelete, mă, tată, ce, tată?
ce? Tată, poți să nu mai fii ciudat? Hai odată, tată. Tată, dar nu înțelegi de ce zic ca să vorbești, tată. Hai odată, vino. Mă, lasă-mă. Lasă-mă ciudățenia asta de... Nu știu ce e, tată. Doamne, tată. Tată, tată, omule. Bă, bă, tată, am zis să vii. Ce, tată? Mă, tată, ce? Mă, ce? Bă, bă. Vlad, de ce am plăcut ca tu să-mi cumpere o mașină, băi? Nu! Vreau să-mi cumpere un helicopter! Așa că o cumpere... Asta nu, asta că am uitat, bă! Nu trebuia să-mi cumpere barcă și la rog pizza! Da, tată, da, tată, scumpăr ce vrei, dar tu vezi, bă, dar tu gândești, mă, bă, dar chiar așa de prost ești, tată, tu n-ai grijă nici de mașină, o bagi în toate porcările astea, mă, tată, bă, dar tu gândești? Bă, da, și la tine, eu? Parchezi cel mai bine, nu-i așa? Da, parchezi cel mai bine, strici mașina de tot, vai de capul tot, tată, să râdă toate fetele, dacă te întâlnești cu o fată, să râdă de tine, da? Doamne, iartă. Da, vă zic, da? Ia cu Pepe, ia, bă, aolo, stai, bă, pleacă, mă, cu ăsta, că nu-ți mai țeau nimic, tu, mă, vrei să-ți iau ceva și tu ce faci, omule? Bă, ai probleme, mă, bă, nici nu ți-am luat ce trebuie, cheltuiesc banii iurea, pepperoni pizza, ia, pepperoni pizza, ia, frate. Și asta nici nu cred că are nimic, ba, da, mă, are, hai, mănâncă, ia, altceva mai vrei? Altceva mai vrei? Altceva mai vrei? Da, vreau un helicopter să cumperi. De unde să-ți cumpăr eu helicopterul, mă? Vino! Păi și să cumpăr elicopter, ce? Doamne, tu măcar ai niște dorințe reale ca să spun, dar ceva e real ce se poate întâmpla? Vreau să cumpere un helicopter, uite! De unde să-ți cumpăr elicopter de aici? Nu știu, vorbește tu, eu îți dau bani, îmi zici cât costă și scumpăr. Uite, da, wow, foarte amuzant ești, tată. Și cum scoți elicopterul de aici? Te-ai gândit, mă, ce sunt cu prostiile cu hologramele astea, tată? Mă, ce-s-o? Stă-mi iertă, tată, ce sunt cu... Tată, ce sunt cu prostiile astea, cu hologramele astea? Termin odată, ia-ți ăsta de aici, doamne, tată. Bă, dar nu gândești, mă, deloc, tată, poți să fii și tu. Dar de ce te de mine, băi? Păi, dar gândești, mă, omule, ce sunt cu hologramele astea? Dintr-o dată apare tu. Cine te crede pe tine că ăsta e elicopter? Tată, cine te crede pe tine că ăsta e elicopter real, că e hologramă? Tu gândești cum apare un elicopter dintr-o dată? Tu te auzi, bă, tu gândești, mă, omule. Bă, dar tu chiar așa... Tu să mai fost mai pași mult joc de mine. Bine, mă, hai, fii antenă, nu știu că poți să pleci la școală. Da, plec la școală, că cu tine nu mai pot să stau, cred că mai bine stau cu ăștia de la școală. Hai, amândoi, adu-mi și mie mâncare, ia, hai. Ok. Ok, și ce? Ce ok, mă, tată? Ce ok, bă, doamne, iartă-mă, ce ok, mă? Tu ești mâncarea! Da, foarte amuzant, hai că am plecat, hai, rămâi tu aici, bă, deja nu mai spăr, bă, da, chiar așa... Nu scapi de șproți! Tată! Așa vreau să-ți fie antenă! Tată, poți să fii un om normal, poți să fii un om normal... Ok, gata, fii antenă! A, bă, tu te abați de la niște chestii, mi-ai zis să spun da pentru 24 de ore și tu faci cu totul altceva, tu gândești, mă? Ok, hai la mol! Și ce facem la mol aici? Ia să vedem ce facem la mol. Uite-te cum ai băgat mașina, tată. Vin puțin. Uite-te puțin aici. De ce râzi că strici mașina? Eu parchez cum vreau, ai înțeles? Da, am înțeles. Hai, ce vrei să-ți iei de la mol? Ok, ia vino pe mai... Nu mai supăra, fii antenă! Ce, nu te aud, vorbește-mă cu mine, bă, dacă tu vorbești cu mine, vorbește cu mine, nu te duce în față așa, ca nebunul. Vorbește față în față cu mine, așa să vorbește cu unul normal, respectă omul. Nu! Ești antenă, vreau ca tu să cumpări ăsta. Ce să-ți cumpăr, mă, respecti tu cumva? Și nu știu eu? Da, ăsta, bă, mi-așa că mă cumpăr pe ăsta. Da, ia-l și dau eu banii la doamnă, să rămână, vreau să iau eu calculatorul ăla, luați, de fapt nu toți banii, stați puțin. Lați așa, bun, perfect, toți banii ăștia, atâta e, tată, ia, e bine, zi? Da. Hai să mergem. Hai să mergem odată, hai, hai sus. Le-ai luat, tată, hai, unde mai vrei, ce mai vrei acum să mai cumperi, ce mai vrei să mai faci? Vreau să cumperi televizorul ăsta. Dar tu vorbești cu mine, mă, omule, tu cu cine vorbești? Oamenii ăștia să sperie de tine, zic că și oamenii ăștia că tu vorbești cu ei. Eu, tu nu vezi unde sunt eu și unde ești tu? Mă, tată, dar eu nu glumesc, mă, eu nu râd. Dar bine, ia, cumpăr, bună ziua, vreau să cumpăr televizorul acela de acolo, luați toți banii, ia, vezi, bine, tată, am dat toți banii, perfect. Ia, da, bine, hai că deja mă enervez, hai, pa, hai să mergem, unde mai mergem acum, ce mai vrei, ți-ai luat televizor, ți-ai luat calculator pe... Dar pentru ce mai vrei calculator, că ai trei calculatoare, mă, omule, suntem două persoane în casă, ce faci cu trei calculatoare? Mă, vreau ca tu să cumperi un covor. Bine, ia scovorul ăsta, hai că ăsta e mai ieftin, poftiți toți banii, dar
aici gata, tata, hai că am luat și covorul ăsta, hai să mergem, unde, ce mai vrei acum? Nu mergem, da? La cumpărăm! Păi ce să cumperi, mă, ce cumperi de aici? Uimește și pe mine, bă, aici e sus, tata, e acoperișul, tata, unde te duci? Ce? Vreau să fie între, vreau ca tu? Da, du-te, du-te! Bă, tata, unde ai spărat, mă? Ce s-a... Faci ce zic eu să te arunc! Fac ce zici tu, tata, dar eu țin să nu mergem aici astăzi, că ai văzut ce se poate întâmpla, ți-am arătat o demonstrație. Ok, nu-ți fie antenă, eu o să-ți dau o pedeapsă pentru asta, atâta! Dacă ești rău, o să-ți dau daun, așa că hai să mergem! Da, dacă mai sunt rău, o să mai dai, hai să mergem, tata, ce mai... Așa? Da, da, așa este, ai dreptate, ești cel mai tare, ești mecher, ai dreptate, altceva, ce mai vrei să mai facem acum, tata? Hai ce mai vrei, tata, de ce faci ca un copilaș micuț, ca o fetiță? Aici, băga, tu să cumperi telefonul ăsta, uite, de 1000 de lei! Bă, tată, cine mai folosește telefon din acesta, tată? Pentru ce nu mai ai nevoie de el? Bă, dar fie întâi, ia pregăreșel de acum un an care am la mine, uite, ia șocolata așa și uite și asta, vreau ca tu să le mănânci pe toate. Bine, gata, băi, dar nu e foame acum să mănâncai că mănânc ăsta, gata, mâncat, hai că mănânci ăsta, gata, tată, nu mai e foame. Te voi! Ai, gata, să-i... telefonul ăla! Gata, cel mai prost telefon din lume, tată, pentru ce lei? Pentru ce tu nevoie de așa ceva? Opa, fii antenă, vreau ca tu să cumperi ăsta, hai să nici cum! Hai să cumperi, bă! Tatăle, strige! Tatăle cu mine! Hai, da, poftiți toți banii, da, aici luați toți banii, gata, fii tată! Fii antenă, vreau și pe ăsta! Unde ești? Unde ești, mă? Fii antenă, vreau și pe ăsta, și pe ăsta, așa că hai! Bine, gata, hai că plătesc, poftiți toți banii, luați toți banii, că deja nu mă... Și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta! Poftiți toți banii din lume, gata, hai, tată, mai, ce mai vrei, ce mai vrei, gata, atâta? Nu vino! Ce mai vrei, mă, bă, dar tu vrei să cumperi, păi, dar nu mai ai niciun ban, tată, am aruncat toți banii acolo, nu mai am. Ia vino! Ce? Ia pune-ți telefonul acea! Telefonul meu? Da! Sau ăla de l-ai cumpărat tu? Ia pune-l! Gata, l-am pus, hai, că deja mă enervezi, hai, să-mi cumperi tu altul, că ești nesimțit, tata, hai, ce? Da, bine, bravo, Ia-te-l, vreau să-mi cumperi și setul să recuțite, uite, șofar frie, vreau să-mi cumperi, uite, pe asta! Bine, luați banii, cumpără ce vrei, tata, altceva mai vrei, pentru ce ai nevoie de atâtea chestii, domnule? Să-mi iau! Ce faci, mă, omule? Bă, da, știi ceva? Tată? Mersi? Tată, o să plec. Mersi? Nu! Hai! Fii antrenă! Vreau să cumpăr și cu 200 de aur, bă! Am dat toți banii din lume! Cumpără ce vrei tu din magazine! Gata, termină! Altceva! Hai să plecăm din mall-ul ăsta! Hai să facem ceva mai interesant, tată! Dacă măcar să facem ceva interesant, că deja mă enervezi, omule! Da, tu cu cine să... Ce vrei? Ce mai vrei, tată? Ce mai vrei? Vrei să mă duc într-un bun? Ce vrei să fac? Fii antrenă! Vreau ca tu să-mi dai un pic pe buze! Ia vină, bă! Mamă, ce-i aici? Mă, ce, Doamne, iartă, poate ce sunt într-o pădure? Ce aici? Mi-a dus! Zic, da, pentru 24 de ore, nu? Da, zic, da, pentru... De ce m-ai adus iar aici? Tu unde ești? Păi fii antenă, bă! Eu sunt cu camerele pe tine! Cum adică? Nu să mă vezi! Și nu stai aici, deci pe compromul vreduța, intră acolo! Da, da, măcar știu ce s-a mai întâmplat aici, dar mi-e frică! Tată! Tată, de ce mai... Da! Bine, da, hai că mă duc și sunt singur acum, tată, vrei să-mi spui tu mie? Da! Aolo, sună aici, aolo, tată, da, știu ce se întâmplă oarecum, da, să zicem, tată, dar nu vreau să fiu singur aici, tată? Eu nu te-am sufletul. Zic, da, pentru 24 de ore, deci ești pe cont propriu, fraiere! Da, bine, zic, da, pentru 24 de ore. Ce s-a mai întâmplat? Că nu mai știu ce trebuia să fac, tată. Unde trebuia să merg? Alo? Tată? Auzi? Tată? Nu te ajut! Tată? Ok. Așa faci, așa faci, bine. Ok. Deci îl ajut. Taci! Ce s-a zis? Tata, mi-e frică! Mamă, că nu... Nu... Mamă, nu... Hai, vreduț, intră! Vreduț, vreau ca tu să intri în așa, că intri, vreduț! Da, nu mai știu ce să... Nu mai știu unde trebuia să merg, nu știu ce trebuie să fac, tata! Acolo, vreduț, pe acolo, prin stânga, da, așa... Hai, vreduț, vreduț! 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 Tata, e plin de muște pe aici. Ok.
Ok, bine că măcar pot să intru aici. Pot să... Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu. Ok, iar eu stau aici. Iar eu stau. Nu, hai că plec. Încerc să fug. Încerc... Tati... Da, mă duc. Iar mă văd pe aici rău de tot. Hai, tata, tata, nu mai, nu mai, gata. Mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Da, nu, 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 da, da, nu, nu, nu vreau aici. Nu vreau, nu vreau să zici tu, nu vreau să zici, nu trebuie să zici, da, așa că vrei aici. Da, da, vreau, vreau aici. Ha, ce fraier ești! Nu, pa! Mă duc! Pa! Lasă mâna asta ea! Lasă mâna asta ea! Gata! Nu! Vreau afară! Gata! Lăduț! Lăduț! Lăduț și antena, am o întrebare! Inși o speniș! Tată! Lasă-o! Lăduț! Te așa că o să-mi spun la întrebare! Inși o speniș! Da, e... Inglesa... Tată! O să plătești! Bun, hai să mergem acum direct la Tecmo. Mamă, și-a pus toate chestiile astea pe aici! Uite! Televizor! Ce, ce, ce? Ce, mă? Bine că mai trebuie să mă deșeam de nebă, blăduț! Vreau să merg în casă mea de vacanță, care am făcut-o doar eu singur, că tu mi-am lăsat, și mă, și fie antena, să mă duc în piscină, o să-ți mă la fotbal, în pat, o să mă coctel, așa că, bă! Cum să zici, bă, dar nu te-am înțeles, mă, tată, stai puțin, stai, tată, 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 stai, mă, puțin, stai, vorbește cu mine, fii atent! Bă, și ți-ai pus, mă, tată, ți-ai făcut toată camera aici, mă, tată, nu mai ai loc unde să stai, ți-ai pus toate lucrurile pe aici, ce caută farfurie asta pe aici pe jos, pentru ce ai pus o farfurie pe jos? O să fie dezamă, așa că las-mă, bă, bă. Ce să fie? Să fie de design, așa că să mă duc în pace, că plec în casa mea. E vacanță, care l-am făcut-o doar eu singur, am contribuit. Pe care ai făcut-o doar tu singur, dar n-ai făcut-o doar tu singur, eu ți-am făcut-o. Tu nici măcar n-ai contribuit la ea, ai contribuit doar să faci scara aia. Hai, du-te, du-te, tată, du-te, hai, lasă-mă în pace. Bă, ce-i mâncea? Bă, așa vreau mai mult gaming, hai, pa, fraiere. Bine, pa, doar. Ba, o, foarte amuzant ești tu, tată. Bine, lasă bine la tată, lasă că vezi tu. Bun, acum fiți atenți. O să le costumăm în acea femeie și o să-i dăm drum la treabă. Deci o să fie interesant pentru că tatăl meu, practic, el a zis că o să se ducă acolo pe plajă. Asta înseamnă că femeia o să vină pe plajă la el. O să se întâlnească cu el pe plajă, să fie mai interesant. Că, na, ești la plajă, Maricele, până? Unde ești, Maricele? Unde ești, Maricele? Doamne, doamne, ce strigă, mă, omul ăsta? Unde, doamne, iartă-mă, e, mă, ptai, că deja mă enervează. Hai că începem să recostumăm și după vedem să ne întâlnim. Să sperăm că o să meargă totul bine. Trebuie să ne punem și vocea să fie totul bine și abia aștept. Spuneți voi ce credeți că se va întâmpla. Credeți că va pica în plasă? Credeți că îi va place tatăl meu de acea femeie practic și dacă femeia va rezista să stea cu el? Chiar sunt curios cum o să se comporte taică mă. Chiar sunt curios. De asta vreau să fac această farsă pentru că sunt foarte curios. Bună, eu sunt Mirela, așa o să mă chemi pe mine și eu o să mă pun împreună cu tatălui Vlăduț. O să-l caut pe domnul Cornel pentru că l-am urmărit pe Instagram, l-am urmărit pe Facebook chiar și arată super tare și am auzit că este singur și are și un băiețel de care el are grijă și chiar îmi place un om care are grijă de familia lui, de chiar este așa familist și am înțeles că se află acum. Ok, deci după cum puteți vedea, în momentul de față, eu am vocea pusă. Ce doamne se aude? Ce se aude în continuu? Ok, deci trebuie să trecem repede la subiect. Mă, ce doamne, iartă-mă, se aude mă așa. Nu, deci trebuie să trecem repede la subiect. Am vocea pusă, dar o să fie o voce mai așa, să fie chiar să trasc de fată. Și practic acum m-am costumat în tată, în Mirela, cum am zis eu, o să cheme fata aceasta. A, uitați-vă aici. Oh, fii atenți, cum de repede, cred că m-a văzut fata. Mă, cred că a văzut-o pe Mirela, practic, cred că m-a văzut. Ia să vedem, suntem aici. Bună. Alo? Alo, bună. Ce, ce? Salut, bună. Te uitai la mine, s-a făcut și noapte așa. Ok, s-a făcut noapte în stat. Salut, salut. Ce se aude? Cine salută? Cine? Bă, ăla, uite, Luna! Cine? Ai, ok, auzi, bă, dar s-a făcut și noapte, ce nașpa, dar de ce s-a făcut, ce s-a făcut noapte acum, că voiam și eu, auzi, ia vine puțin la mine. Tu ești cumva domnul care stă la casa aia pe nume Cornel? S-a făcut zi, așa, da. Repede. Da, salut, da, de ce? Tu ești Cornel, a, și am auzit că ai un fiu, nu? Da! A, băi, nu știu, am
nu știu cum să spun, dar asta este casa ta, ai două case, ai una aici pe plajă, chiar așa, de bogat ești tu, ai atâția bani tu? Da, sunt bogat! Ah, ok, am înțeles, dar ce s-a auzit? S-a auzit ceva? Nu știu, cred că fasolele de ieri, nu știu, de casă s-a auzit. Ah, ok, fasolele de ieri, am înțeles. Păi, ai două șezlânguri aici, uite, noi suntem două persoane, chiar foarte frumos să stăm. Ia să mă pun și eu pe șezlângul acesta aici, foarte... Da, de ce țipi așa la mine, mă Cornel? De ce țipi la mine? Mă, și sperat, cred că plec, hai că, pa, cred că am greșit, cred că nu ești eu domnul care are casa aia, Cornel. Frumos, stai! Ok, deci fii atent, hai că stau, ești tu, glumesc sau nu știu ce faci, în fine, hai, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine. Păi am înțeles că eu sunt nou în oraș, vreau să spun, abia am ajuns în orașul acesta și vreau să spun că am auzit foarte multe chestii despre tine, că aș cunoști cel mai, nu știu, adică te-am văzut acolo pe afișe, pe chestii de genul și mi s-a părut că ești foarte drăguț, foarte drăguț. Ce, mă, ascultați poliție? Nu? Vreau să mă prindă poliția pe mine niciodată, bă! Hai că e prost, bă, și taică meu ăsta, doamne, deci vreau să-i fac niște fară să mă costumez într-o femeie și e prost. Multe, doamne, uite-o să... Ăla! Sunt Aquaman! Tu ai super puteri! Ce-a făcut frumoasă? Da, mi-a plăcut. Ce-a făcut frumoasă? Ai super puteri tu, mamă, cât de tare ești! Îți mulțumesc că frumos, auzi? Știi ceva? Mie, că tot îmi zici că sunt frumoasă, eu vreau să spun că și tu ești foarte frumos și mi-ar place să petrec așa timp cu tine, să fim împreună, mi-ar place super tare mult, nu știu de tine, adică am văzut că m-ai făcut frumoasă și deja încep să prind cât de cât curaj. Da, frumoasă, așa te vreau. Da, dar tu ai probleme de fapt ieșa mereu? Sau ce ai pățit? Ai mâncat fasole? Ce ai mâncat? Da, fasole cu cârnaț! Păi da, e cam dezgustător să faci așa ceva în față la o fată, dar te iert, eu te iert. Adică, dacă ești dezgustător în fața fetei, apoi întoarce-te! Ca să nu fie în fața ta! Păi dar hai, nu mai fi... Gata, nu mai fi așa glumesc, gata, termină cu asta, hai că... Ok, am înțeles, da, nu pot să mă super pentru că și eu, și noi ca fete facem același lucru, adică și noi tragem pârțuri, facem chestii de gen... Da, bine, bine... Da, ce... Cum te cheamă? Cum te cheamă pe mine? Păi, cum crezi că mă cheamă, uitându-te tu așa la mine, care crezi că este numele meu? Mama! Cum adică mama? Ce mama? Mama nu e nume! Adică stai că mă sună mama! Băi, prost, bă, tăi că, băi, ați văzut cât de emoționat pare, chiar pare super emoționat și nu știu care e faza, dar chiar pare super, super emoționat și să comporți puțin diferit, dar tot să comportă prostesc, adică trage părțuri așa, toate chestiile astea, bă, e cam prost, e așa de fel, tăi că merge în pământ, hai că ne revenim în rol acum. Gata, ai vorbit? Salut! Ce s-aude? Nu știu, uite, cred că e porc de acolo, nu știu, vorbesc porc, uite, ai porc acolo, da, hai, lasă oameni, hai să vorbim noi, spune-mi, deci, cum crezi tu că mă cheamă pe mine, înainte să spun, zic că, cum crezi că mă cheamă pe mine? Ce nume mi-ai dat tu? Da, așa, uitându-te la mine, ce nume crezi că am? Maricela! Nu, începe cu M, pot să zic că începe cu M, începe cu Mi, cu Mir, hai că zic Mir, începe cu Mir, ce crezi? Cum o cheamă? Mirela? Da, de unde ghicit? Păi scrie acolo, la tine. Da, scrie. Da, 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 deci îți place, a înțeles, ok, deci... Stai puțin, tu zici că am fruntea mare de vezi, te scrie pe frunte la mine sau ce? Tu mai la miște acum, stai puțin, eu voiam să vorbesc cu te... Stai tu, tu mai... Nu! Ok, am înțeles că glumești, dar nu mă la pe mine la miște, tu glumești cu mine, mă iei pe mine la miște, păi da, acum plec aici, că deja mă nervezi, tu mă iei pe mine la miște, nu? Nu, lasă-mă în pace, dar... Nu, îți scrie pe frunte? Adică scrie că ești frumoasă pe frunte! Adică, păi da, și scria pe frunte, adică am fruntea mare și are loc să scrie, nu? Bine, hai mă, lasă-mă în pace, că... Ai fruntea mică, dar am eu ochii mari! Ai ochii... Foarte bine! Bine, ok, eu știu de tine că te cheamă Cornel, dar tu câți ani ai? Eu ia să văd, 1, 6, 7, 8, 41! 41 de ani? Ok, eu am... tu cât să-mi crezi că am eu? Așa, uitându-te la mine! 61! Dar tu chiar îți bați așa joc de mine, mă, nesimțit? Tu chiar ești așa de nesimțit? Tu chiar voiam să fiu prietenă cu tine? 41, nu! Am zis în greșeală, 41, 41! 41? Adică mă faci bătrână? Eu par bătrână? Stai puțin, tu îți bați joc de mine? Pe 41, dacă ai 41 de ani, nu înseamnă că ești bătrân! Sau bătrână!
Nu, eu n-am 41, am 45. Ok. Și de ce ai râs? Da, am făcut o glumiță ca și cu că bătrân cu aia, dar 45 e mai mare, am înțeles, da. Deci eu sunt Mirela, am 45 de ani, tu ești Cornel și ai 41 de ani, corect? Și ai vreun copil ceva, ai familie, ai ceva, tu cam uita să te întreb. Am copil, la femeie, acum nu s-am nici copil, dar la adopție. Cum zic că tu ai copil la adopție? Nu, că pot să-l cresc eu, cât ani are el? Îl crești tu, hai! Da, păi ți-am zis, îmi place ție și chiar mi-ar face plăcere să fiu așa, să stau cu tine, uite, așa frumos la plajă, totul frumos, ceva. Vrum. Ce tare e ăsta de plajă, am înțeles. Ce tare, da, interesant, la mare, da, foarte tare. Bă, da, prost, eu sau taică, adică, bă, bunită. Că prost, rătă. Auzi, Cornel, hai, scoate astea. Bă, mă, ce Mirela? Mirela, așa mă cheamă. Vreau să vorbim, deci tu ai spus că ai un fiu. Cum îl cheamă pe el și cât ani are fiul tău? Îl cheamă... Stai. Ionel! Cum te cheamă? Asta, îl cheamă Vlăduț. Și câți ani are Vlăduț? Este mare sau este copil mic? E copil mic, are 3 ani, nu știi, e mic și prost. Câți ani are? 3 ani. Ok, da, îți vreau să spun, da, poți să am eu grijă de el, nu trebuie să dai la adopție dacă ai rămas singur, da, dacă mama lui e... Nu, are 19 ani, bea mare. E pianist. Păi de la 3 la 19 ani, mă, și tu bă, îl dai la adopție la 19 ani, mă, omule, asta e om în toată firea, cum să-l dai, mă, la adopție, mă, tu gândești, mă, eu credeam că ești un om pe bune ca lumea și ce, că nu... Pe sunt! Păi da, și astea sunt glume la tine, măi, sau tu chiar nu știi câți ani are? Păi ești oare 17 ani și da! Da, ori 3, ori 17, ori 19, mă, stai puțin, tu, dacă nu-ți place de mine și mă iei la mișto, poți să-mi spui, eu să plec de aici și o să caut pe altcineva care mă merită și... Nu, eu te iubesc! Hei! Păi, pupa! Nu așteptam, adică, chiar nu... Mulțumesc, da, deci putem fi împreună, noi? Da, yeeey! Hai, ce e prost omul ăsta! Auzi, Marcel, sau... Cum ai zis, Marcel? Acum vin! Bă, da, prost e omul ăsta. Vai, Cornel, dar tu ai 3 mașini, mă, așa de bogat ești, omul, lipiște casă mare ai și ești pe plajă foarte tare. Fii antenă, ăsta 3 mașini, asta nu fiul meu care eu le folosesc și unde asta bicicleta mea, stai, ce le-ai foarte frumoasă. Ce, el e polițist, fiul tău? Nu, asta toate 3 sunt mașinile fiului meu. Și asta este bicicleta mea, îți place? Bă, da, foarte tare, da, mașină fiului tău și tu ai bicicletă? Adică fiul tău a făcut toate lucrurile astea aici? Ce? Nu, băi, fiul meu a cumpărat și eu l-am făcut, băi, eu sunt bine, dar uite, fie altele, îți fac acum azi, uite, îți fac cu clar. Hei, stai cu asta, dar poți să, comportă-te ca atare cu mine, că nu, adică, nu te mai emoționa așa, ia, prezintă-mi casa, ce frumos, ăsta este living-ul, bucătărie, ia, frumos, ia, prezintă-mi casa, așa, chiar sunt curios de casa ta. Uite frumos, uite, acesta este bucătăria și ce o să gătești tu? Pentru mine și fiul meu, hehe. Da, bine, am înțeles, dar să știi că eu nu o să... Adică o să-l zic la final în verdict și astea. Da, frumos. Aici este garajul meu. Aici ai mașina de spălat, ok. Aici este... Aici e afară. A ieșirea prin spate. Bun, și aici este... Aici e baia. Aha, baie, dar e cam micuță baia. Aveți unde să vă spălați? Aolo, tu mă... Auzi? Așa. Da, știi ceva? Eu cred că... Stai că am... Trebuie să plec. Eu m-a chemat... Mă duc la... M-a chemat cineva până acasă și revin, bine? Bine, pa! Pa! Doamne, bă, doamne, cât de prost e copil! Doamne, omul ăsta, deci e nebună de tot, mamă! Deci n-am cum să stau cu el, mă, deci... Da, n-am cum să stau cu el, uitați-l, doamne, deci... Aoleu, deci nu se poate, mă, deci nu se poate absolut deloc, chiar nu se poate cu omul ăsta, doamne, deci mai bine că am plecat acum repede de aici, că nu se mai poate cu omul acesta. Bă, deci credeam și eu că taică mă e altfel, că se comportă altfel când practic nu e în preajma mea și e în preajma altor persoane, femei mai ales, bă, dar și cu femeile, bă, fraților, azi văzut cum se comportă, nu știu care e faza cu taică mă, dar e super ciudat, chiar e ciudat pe bune și, gen, doamne, deci zicea și de mine că aveam 3, 19 ani, 17, nici nu știa, doamne, bă, deci... Prost rău de tot, mai prost decât ăsta, deci chiar n-are cine să stea. Acum chiar mi-am dat seama de ce mama mea nu mai stă cu el, mă, fraților. Tată!
Tată, unde ești? Tată, mă auzi? Tată, ești... Ia să vedem, ce tomni iertum facem noi aici, nu e aici. Tată, tată. Gol! Bine, mă, bine, mă, da, gol, mă, așa te vreau. Mă, ce, tu ce, ce cauți? Ce cauți, mă, aici, Marcele? Sau cum te cheamă? Marcele, mă, dacă... așa mă cheamă. Și pleacă de aici, că dacă te ia... Bă, ce cauți aici, mă, omule, vine taică-mă și... A, vrei să te spun taică-mă? Bine, bine, vezi cum e... Taică-mă, m-a invitat, bă. Ce? Că o să mă uit la fotbal. Te duci că e la fotbal? Tatăl meu spune altceva despre tine. Și ai uitat când ai vrut să furi banii și toate chestiile astea? Păi ce, Doamne, iertă-mă, mă, unde-i, mă, taică-mă, domnule, bă, fraților. Știi ceva? Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii voi ce s-a întâmplat astăzi, ce părere ați avut despre tot ce-a fost. Vlăduț, unde-și, Vlăduț, bă, Vlăduț, unde-și, bă? Unde-i, tată? Tată? Unde ești? Eu am în camera de gaming! Eu sunt... A, ești... A, ești în camera... A, unde, mă? Unde erai? Ce cam... În camera de gaming! Unde, mă? Unde, mă, Maricel? Unde erai, mă? În ce cameră? Așa, asta! A, sus, am crezut, te-am căutat acolo jos, mă, tată, nu știam, în fine. Așa, vezi că era... Ăla, Marcel ăla, pe aici. Era jos la tine. Tu l-ai chemat? Da! Păi și... Ai uitat când a venit aici sau... Nu ți-am zis. Când a vrut să-ți fure banii atunci când zicea că sunt eu mâr, că nu știu ce sau cine ce-i tu? Doamne, ce ești prostată, du-te de aici, bă, nu știu, scrieți-mi vreo. Da, nu mai zic nimic, scrieți ce... ce... Bă, ești că sunt un Maricel? Nu e adoptat ca tine! Doamne, tată, ce tată prost am... Da, bă, nu mai zic nimic, gata, pa, pa. Nu făcea prost! Vlăduț, te văd, Vlăduț! E bine, bine, am fiat! Easy, easy, Vlăduț, da, bă, tu, ce fraier ești! Ha, ha, ești așa de slab la jocuri! Așa de slab la jocuri. Asta a fost... Mai tu și tu o rundă și așa de slab sunt eu la jocuri, nu? Mă bași tu o rundă și gata, nu? Vlăduț, ești 3 la 4, pentru mine! Păi, da, așa, și vezi, am la 3 runde, cum adică... Și s-a la 4 la rând, fraier, 4 la rând, așa mă, ești slab și nu mai văd, t-am câștigat, bă! Bă, Vlăduț, tu nu ești bun la nimic în viață! La nimic în viață? Tată! Cred că tu nu ești bun la nimic în viață, ești bun la doar la jocuri, te joci pe calculator atât. În viață la ce ești bun, tată? Că eu ți-am construit casa aia acolo, eu am băgat bani în tine, eu te ajut cu bani, tată. Eu știu să mă și jocuri în realitate, tată, nu doar pe calculator ca tine. Ce jocuri, mă, cu pianul ăla prost, ăla faci tine, de... De unde ai tu banul? De la pianul meu prost, a? De unde ai tu bani? Ia zi. De unde ai bani în casa asta și în tot ce s-am făcut eu? De unde ai bani de mâncare? Ia, de la pianul ăla prost cumva? Nu? Nu de la ăla? Nu? Dar de la mine! De unde ai, mă, tu bani? Că te-ai făcut de râs la femeia aia de la... Că știu că a venit o femeie la tine și te-ai făcut de râs la ea. Ai zis că banii sunt mașinile mele, dar de fapt mașinile erau ale tale. Nu știu de ce te faci așa. Ești... Ai probleme, mă, tatu. Tu te mă zicea, mă, ia zi, ce vrei, mă, ia zi, ce? Ce vrea, tatu? Ce mă pui? Tu te crești, mă, chiar? Tu chiar așa te crești, mă, chiar la jocuri, nu? Tată, nu prin violență, nu așa, tată. Lasă, te duc eu într-un loc acum și să vezi, este un joc super tare în realitate, tată. Nu doar pe calculator, că te dai prea și mi-chiar te băga calculator, am văzut, da? Vrei? Hai, frate, hai! Hai, bate, mai! Tu chiar vrei să dăm parți în parți, tată? Hai, nu așa, mă! Gata, gata, cum nu, mă, că te-am adus odată aici, nu te-am adus? Eu nu te-am adus, hai! Tată, nu să joacă așa, omule, bă, dai probleme cu capul, mă, omule. Mă, tată, trebuie să dai de toate astea pe aici, nu să joacă cum ai jucat tu, hai să vedem, deși atent, ia să vedem cine pică aici. Mă, ce-i ăsta? Perlă roșie, mă, dar termin. Tu chiar, ok, ok, bine, așa face, te crezi mechera, bine, dar n-ai voie pe partea mea, mă. Dar nici nu ai voie pe partea mea, fraiere. Păi da, stai puțin, tu vii pe partea mea și după îmi zici mie că n-am eu voie pe partea ta, mai stai puțin, adică ce, tu crezi că la... Bă, America! America! Da, te crezi, bă, tată, bine, mă, vino așa în continuu, vino să dai mine așa, bravo, că o duci foarte bine, 100% să mă bați pe mine și 100% eu nu o să termin ăsta și nu o să ajung la final și după o să te bat la final lejer, nu? Ia uite, ia ce am eu, am prieten, ia stai, da, cum, doamne, iartă-mă, nu știu cum ai avut-o ăla, dar...
Mamă, cred că deja am regret chestia că am... Uite, de asta nu trebuie să mă pun la mintea unui om mai prost decât mine. Adică, pa bune, ești prea prostată și chiar nu trebuie să mă pun la mintea ta. Aolo, acum sunt aici de desubtat. Ajutor, ajutor. Mamă, mai ești aici nici mâine. Trebuie să mor aici, da. A, uite că primesc. Dar nu știu ce primesc astea, sincer. Tată, am o întrebare pentru tine. Tată, da, ia povestește-mi și mie, ce ai făcut tu la întâlnire? Că am văzut că ai fost la o întâlnire cu o femeie. Ce făceai tu? Stai puțin, tată. Stai puțin să revin și eu la normal. Acum povestește-mi și mie, ce făceai tu la întâlnire cu femeia? Că am văzut că ai fost la o întâlnire, tată. Ce faci mă acolo, arzi? Ardân! Bă! Bă, dar nu ai voie să fute la mine, ești nesimțit! Hai, tată, zi! Hai, zi! Da? Ia-mi-te-mă, fiatru ea! Da? Tată! Tata, spune, spune, nu mai faci așa, spune. Da, fiatele, dar acum ia voi și tu-mi dă-o înapoi, înțeles? Mi-l dă înapoi. Bine, încearcă să le iei înapoi, așa. Mă, tata, hai, spune, hai, că te-am întrebat ceva. Spune-mi, ce ai făcut tu la întâlnire? Știu că ai făcut la întâlnire cu o femeie. Ce ai făcut tu la întâlnire? Ia, spune-mi și mie. Ha, fraiere! Hai, tata, spune-i. Ți-e frică să spui cumva? Ți-e frică? De ce nu spui? Te-a refuzat femeia? Nu m-a refuzat. Dar ce s-a întâmplat, tata? Ia, explic, spune și tu. Hai, spune. Femeia pe mine m-a iubit. Te-a iubit? Da? Da, a plecat de acasă? Și crezi că nu te-am văzut? Nu, băiatul, așa. Si, crezi că nu te-am văzut? Nu știu cine l-a pus pe mine să vină la chestiile astea, dar în fire, hai că nu mai pun la mintea ta, hai că mă duc în față. Hai, tata, spune, de ce nu vrei să spui, ce ai făcut tu la întâlnire? Ok, hai, povestește cum s-a evitat această întâlnire, ce s-a întâmplat, tu ai căutat sau ea te-a căutat pe tine? Ea m-a căutat pe mine. Ea te-a căutat pe tine, mă, tata, cum așa, mă, pe tine? Și ce a făcut, s-a îndoit de tine că a crezut că ești într-un fel și de fapt erai vai de capul tău? Adică cum ești tu, mă, normal? Eu nu sunt de capul tău. Bă, de capul tău, nu al meu. Altceva? Altceva? Ce spui, tata, acolo? Așa, du-te, pa! Dar nu ai vrut să faci așa, da, nu te-ai luat cu mine, vorbește frumos, tata, ia, spune, am zis să vorbim, aveam ceva de discutat, tata, de ce tot eviți să discuți cu mine, ia spune. Nu, spune, de ce tot eviți să discuți cu mine, ia spune, hai. Eu nu-i, dar în viață, ce? Trebuie să înviți ceva, ce? În viață trebuie să înviți ceva, ce s-a întâmplat. Tata, spune și mie, de ce eviți? Ce să eviți, întreabă-mă! Păi te-am întrebat. Ce? Cum adică ce? Tată, spune multe detalii despre întâlnirea ta cu acea femeie. Hai. A fost frumoasă. A fost femeia vieții mele, m-a iubit, dar azi că sunt foarte frumos, a fost frumoasă, nu ca tine, mă. Da, acum nu mai ești cu ea, ai dreptate, a zis, nu că mai ești acum, mă, tata, dar știi că trebuie să iei toate alea de pe ruta ta ca să poți să treci mai departe, că altfel nu poți să le iei, să treci mai departe dacă nu le iei pe toate, nu? Păi da, bă, mă, tata, că prea mulți. Bă, dar ce tu sunt ăștia aici, mă, că eu n-am cum să trec prin partea asta, să mă obiei acolo, tata, nu știu, cred că ar trebui să mă ajungi tu pe mine aici, că eu nu mai am, chiar n-am nicio șansă să trec de partea aia, sunt foarte mulți. Bob, da, cred că hai că fii atent, tata, hai să trecem prin părțile astea. Trebuie să... Ce fraier ești, vedus! Tata, băi, dar noi să avem cum niciodată să trecem până la final dacă tot faci așa, nu gândești? E, păi fii atent, tu mai să treci așa, să trec! Rocerule, mori! Lasă că vin la tine, rocerule, lasă că vin la tine, tata, vezi, Dumnezeu cum le face Dumnezeu aici, cum le așează pe toate, tata? Bă, da. Eu. Tata, nu cred... Da, te face Dumnezeu, nu? Dumnezeu. Da, tata, hai, spui. Ce mă nervează că îmi dau prea multe chestii rele, vreau și o chestie bună, vreau 1000 valoare. Da, tata, bă, tata, am, vreau, pe bune, tata, nu știu, hai că dispărut ăștia, bum, perfect. Bă, l-am dispărut. Omule, mă, e prostia, bravo, așa, bravo, stai, nu, da, hai să ne continuăm noi astea să le facem aici frumos, nu, da, hai, mă, tata, spune și mie, ce ai făcut la întâlnirea aia, povestește-mi, hai, că chiar sunt curios, tata, hai, spune, hai, dacă ce prost, acum te să mă ridic înapoi. Dacă te crezi mic, tată, spune, hai, ce ai făcut la întâlnire, ia, spune, hai, spui, de ce nu spui? Vreau să vorbesc! Păi spune, că nu voi mai nimic! Păi fii, am trebuit o folgașă de frumos la întâlnire, m-a pupat, am pupat-o! Te-a pupat? Da!
Da, și după de ce a plecat așa și licea, că nu știu ce, că plec acasă, dar de fapt ea a plecat, că bai, ce s-a întâmplat de fapt? Mi-a fost frumos! Mă, tată, ce tu, a, ești prost, tată, mă, tată, dar ce tot spui acolo, că nu te înțeleg, mamă, dar numai, n-avem nicio șansă, tată, adică, e cam greu cu ăștia acum, cu rinocerii ăștia, nu știu ce să facem noi în partea asta, dar hai mă, spune și mie ce aveai de spus, tată, de ce tu nu spui? Păi lasă-mă, pui să vorbim și nu arunca cu ăștia în mine! Păi nu arunc în tine, arunc să dispară de aici, tată, nu dau spre tine, că nu mă interesează ce se întâmplă cu tine. Mult! Hai, spune, okay. Hai, spui! Abia a fost frumos, băi, a fost foarte frumos, a fost ca în vise! Ca în vise și ce s-a întâmplat? Hai, spune! Bă, spune! Bă, dar n-am voie să... Păi, lasă-mă pace! Păi, n-am voie să ce ia? Să ce? N-am voie să stai în mine! N-am voie să dau în tine, a? N-am voie să dau în tine, a? Nu! Hai, că am căzut eu! Da, tată, nu mai, nu, hai să terminăm, hai în față, hai în față, mamă, cât de prost ești, mă, tată, bă, dar n-ai pic de neuroni în creier, n-ai nimic în capul ăla, tată, atât, zic, chiar n-ai nimic, ia, mă, dar dacă pică și mie ceva după aici, ar fi bun, hai că le-a picat așa, măcar, și am nevoie de o sabie și cam ăla este tot ce trebuie să avem noi nevoie, no, repede, sabie, a, nu mi-a picat, bine, tată, ok, hai să te duci, tată, dar știi că trebuie să-l dai pe al tău. Pe al tău trebuie să-l dai. Păi, asta meu. Păi, nu era al tău ăla. Da, Fortnite, Fullbox. Și ce înseamnă asta, tată? O să vezi fie întâi la mam. Și ce înseamnă asta, tată? Tată, ți-e frică de mine? Ți-e frică? A, bine. Bă, dar nici tu nu ai? Bă, nici unul nu are. A, ăla, tată. Mamă, fraiere. Unde ești nebun afară, bă, ce-i ceva? Acum m-a dat tabletul, ia, da. Ce vrei? Alergă în timp. Nu timp, tată, m-am pus aici, fii atent. Asta este o hartă de vară, ia-ți așa bun că te-ai pus acolo la red. Și fii atent, acum nu mai ai șanse, tată. Nu poți să mai arunci după mine, ne batem direct la final, ne vedem. Și fii atent, tată, ca să se termine astea cu bine, trebuie să iei fiecare în parte. Dacă nu iei pe fiecare în parte, nu o să ajungi la final. Practic, nu o să poți să ajungi la final. Nu o să ai... Și întrebarea mea e cum aș putea să scap de acest guest dacă nu am absolut nimic și nu pot să dau după el, adică gen... Păi, da, tată, nu poți să dai, ți-am zis că nu poți, poți să dai, dar în mine parcă nu poți să dai, sau nu mai știu că nu poți să dai în ceva, dar nu mai știu în ce nu poți să dai, dar, în fi, mamă, ne dragi, expect aici, fii atent că sunt mai multe, e mult mai interesant ăsta, tată, ia, dă-i după mine, hai, dă-i. Vezi că nu poți dai? Păi, asta e chestia, tată, că nu ai cum să dai, uite, dau eu după tine și nu te ating. Asta e chestia, mult mai bine că nu mă mai stresez acum, tată. Putem să terminăm și noi ăsta mai liniștiți. Și acum că suntem mai liniștiți, tată, aștept să-mi povestești ce ai făcut tu la date-ul acela cu acea femeie. Hai, spune, mai multe detalii, tată, dacă nu o să te fac de râs. Am fost cu ea și am făcut-o frumoasă, am fost Aquaman, am fost cavalerul lui. Te-ai fost cavalerul lui? Care? Bă, pe băia să-i fată. Ei, am fost cavalerul ei. Adică cavalerul. Ce cavaler? Adică ce-i fost? Nu știu. Mort. Am omorât tata. Gata, easy. Și acum am totem. Tata, să știi. Abia am totem. Tata, să știi că nu se întâmplă nimic. Adică să știi că eu nu uit ce aveam de vorbit. Așa că nu scăpa, schimba subiectul. Ce vrei, mă, tu, băi buciulică? Mă, tată, hai spune. Ce mi-ai făcut? Hai. Spune. Am primit o sabie de netherite. Tată, spune. Dacă nu mai te ajunge la niciun final. Hai, spune. Păi, deși am trebuit, i-a fost cu ea și așa. Ce? Ce-ai auzit? Ce am auzit? Că n-am auzit nimic, că te-ai oprit. A, păi, și-a fost foarte frumos, băi. Iar te oprești, tată. Hai, tată, nu-ți mai bate. A fost că și-a fost, a fost frumos, am fost în casa aia care am făcut-o, doar eu singur am făcut-o. Da, doar tu ai făcut-o, casa aia eu am făcut-o, tată, așa, hai, zi, ce s-a mai întâmplat pe acolo? Păi, și-a întâlnit, băi, i-am dat burgeri, am stat la mine în pat și ne-am uitat la fotbal. V-ați uitat la fotbal, o? Și de ce a plecat femeia aia? Ce-ai făcut tu? De ce a plecat femeia? Vezi că trebuie să te duci pe ruta ta, dacă nu te duci pe ruta ta, să știi că nu ai ce să mai faci, ca să știi. Păi hai, hai continuă. Și acum nu mai știu. Și acum nu mai știi, pe exact. Ai dezamăgit-o, că ești vai de capul tău, tată. Nu e logic? Bă, nu, am dezamăgit-o. Da, de-aia nu mai știi nimic de ea, nu? Da. A, păi exact, ce spuneam? Nu, ea nu mai știe nimic de mine. Aha, da, e. Cum nu știe, mai dacă ea a venit la tine, dacă ea știa unde stai, tu nu știi nimic despre ea unde stă și așa. Ea nu știe nimic despre tine, a? Când tu nu... Da. Tu știi că doar ea poate să dea de tine, tu nu poți da ideea, că nu e la nici măcar număr de telefon, nu e făcut, nici măcar nu știi adresa ei, unde stă, sau ceva. Nici măcar de fără acasă. Ești la tine, bă! O să luat telefon! La ce telefon, mă, dacă n-ai numărul? Ți-a dat numărul? Nu!
Păi vezi, și atunci, de ce dai după mine dacă nu poți să mă lovești, ai uitat? Nu dau gol! Ce? Îmi dau un gas! Dai... Un gas dau! Da, da, înghez, bine, mersi, m-ajuns, tată, să știi că am ajuns la final și să vezi acolo, acum, mare bătaie ce o să-ți iei, că nu vrei să spui tu foarte multe detalii și tată să știi că te-ai făcut de râs, atât am de spus, eu am ajuns la final, mai dau încă un de-asta, papa, tată, nu știu ce ai tu de făcut, dar eu zic că nu bine? Bă, deci ajung aici? A, dar trebuie să te aștepți și pe tine, tata. Hai mai repede. Bă, dar tu unde ești, mă? A, ești acolo, ok? Yeah, a, nu pot să ajung la tine. Bun, easy, bun și tu. Hai, tata, mai repede, că deja mă enervez, tata. Hai, că parcă te credeai tu prea și mechi la jocuri, mă, tata. Dar realitatea e vă că nu prea ești bun tu așa la jocuri. Păi, nu te-am bătut acum. Păi, hai, tata, că ești fraier, tata. Hai, că nicio fată, dacă s-o uită acum în fată la tine, râde toată lumea de tine. De ce crezi că nu mai sunt femeie? De ce crezi că apun ca femeia aia? Păi, hai, mai repede, hai la final, tata. Te credeai și mechi, te crezi mechi cu jocuri din jocuri pe calculator, dar realitatea nu te pricepi la nimic, tata, să faci. Nu jocuri. Tată, nu te mai bate, că ești la final. Ia astea, așa. Hai să vedem, tată. Așa, lupta finală. Ești șmecheră? Ești pregătit? Hai. Hai, tată. Hai, opa. Mamă, ce bun ești tu la astea. Ia să te văd. Opa, tată, opa. Bă, dar tu ai totem, de unde ai totem, bă? Nu-i corect. Fără totem. Pus cu mine, mă, frate, mă, hai să nu treacă parchera, șmecher, mă. Uite, mă, ce vreau, șac tu, fere, lasă-te joc. Easy, golazul. Bine, tată. Tu de asta nu stai nici o gagică, fraiere, ha-ha, pa-pa. Da, cine vorbea, adică pe bune? Vă las să vedeți, chiar vă las să vedeți, dacă încă n-ați văzut, când tatăl stric practic, când eu m-am transformat într-o femeie și tatăl meu nu a știut să se comporte cu ea. Vă las să vedeți, Vlăduț s-a transformat în iubita tatălui stric 24 de ore, atât am de zis, bă. E jalnic și el să crede, adică nu știu ce încearcă el să demonstreze, dar mi-am pierdut toți neuronii cu el, papa. Uite, bă, fii antină, pe vremea, uite ce mergeam, bă, că fii antină, eu mergeam cu colegii mei. A, nu, bă, fii antină, eu ce mergeam singur, că colegii mei stăteau aproape și eu stăteam aici, uite, stăteam în partea aia, în sud-vest. Bă, nu, 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 că da, bă, nu, fii antină. Bă, că nu mă arunc, tata, stai așa, mă, bă, ce, bă, stai puțin, bă, da, tu chiar așa mergeai la școală, prin peșteri și pe drumurile astea, așa, tata? Da, bă, fii antină, aici era un urs, uite, dacă fii aici, uite, aici a fost gaură, ursul. Mă, tata, n-ai fost pe drumul ăsta, că asta e altă școală, tată. De unde știi tu de școala asta? La școala asta suntem noi acum, pe normal, că de fapt stai, dacă cade podul, pici în apă sau poți să dai cu capul de piatră, ceea ce n-ar fi bine. Bă, tată, ești nesimțit, ai fi atent. Bă, tată. Ce? Păi și acum, unde mergem? Acum, la... Tată, bă, dar nu mai plica, mă, omule, că nu te înțeleg. Vorbești, dacă vorbești cu mine, vorbești cu mine și după pleci. Aha, ce aha? Da. Tată, tot daci că aici te duce tu la școală. Da, tată, stai sutra, stai mă, tată, cu minciunile astea ale tale, că nu se ducea nimeni să meargă prin peșteri, prin toate astea. Am găsit noi aici și aia, tată. Uite, bă, mașini! Gata, lasă mașinile, tată, că n-avem nevoie de mașini, ia vină, hai aici, repede să luăm o cafea, ceva, tată, să, practic, să ne începem și noi. Uite, mă, burger! Da, burger, tată, ți-e foame, mănânc acolo, eu să intru aici, că, tată, trebuie să ne începem dimineața și să mergem direct la școală, că avem foarte multe de făcut asta. Tată, și am înțeles că astăzi o să fie o activitate super genială, tată. Ce faceți, bă? Așa de frumos, ce faci, fiantem? Eu vreau o cafeluță, da, vreau o cafeluță. Vreau un candy bar, spune ăsta, bar, cioco. Și o bombonică, vă rog, fiantem, nu, așa. Vreau două bombonici, fiantem, vreau să... Ce mâncare, uite, ia tu asta. Și fie întâlnă, eu să mâncă bombonică. Tată, ce, doamne, iartă-mă, bă. Stai, mă, bă, omule, liniștește-te, pune-te jos, că văd că nu prea știi să vorbești, tată, m-am uitat, dar m-a luat așa o răceală, adică e cam pe terminat, ceea ce e bine, dar vine să tușesc așa mereu, tată, stai puțin. Mamă, tată, e grav rău de tot, tată. Tată, dar tu chiar așa nu te, fiul tău e răcit, fiul tău are vreo problemă, ceva, tu nu te interesezi așa deloc de el, nu-ți pasă chiar așa deloc de mine, tată? Băi,
vreau să am tine, eu sunt Tomo. Bă, Vlăduț, eu mă las hală cu tine, bă, ce cu tine? Ia vină, mă, ia vină, ce vină? Da, tată, n-am înțeles nimic. Stai puțin, că vreau și eu să-mi iau aici. Am zis că vreau și eu să-mi iau o ciocolată caldă, tată, că asta mi-e nevoie. Eu cafea nu beau, nu știu, nu înțeleg rostul, dar o ciocolată caldă ar merge bine, mamă. Deci o să mergem acum la școală. Deja chiar nu mai supăr pe taică, adică este super, super enervant, dar până la urmă e taică, adică ne-am obișnuit până la anul. Trebuie să ne obișnuim total, să-l înțelegem că na, știți cum e el, cum era atunci și cum am transformat eu într-o femeie groaznică a fost. Da, tată, ce, unde vrei să mergem? Acolo, 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 uite, acolo, uite, uite, vedeți, vedeți, uite, tată, lasă club, la club să merge pe noapte, omule, la club să merge pe noapte, hai la școală, tată, că aici... Hai, hai, cu gagicile, vedeți, cu gagicile! Doamne, cât de prost e taică, hai că mă duc eu la școală, lasă, ok, îl pierde, că am înțeles că o să fie o activitate super tare de vață ascunselea la noi în... Sta bine, știți care e faza, sunt cam doar eu și cu taică-mă și acum, dacă taică-mă nu vine, sunt cam doar eu singur și nu știu cum mă joc eu singur, că, adică, da, unde mă, omul ăsta trebuie să vină odată, da, asta, mamă, trebuie să mă duc cu mașina de școală după el, deci eu, că omul ăsta trebuie să-l iei cu mașina, mă, ca să vin așa, altfel nu se poate, mă, eu nu înțeleg pe omul ăsta deloc, titi, tată, tată, unde ești, stai că face urură de tot mașina asta, da, mă, ce ca... Mă, omul ăsta e tot înăuntru, doamne, trebuie să intru pe stil, mă, ce, doamne, iartă-mă, caut omul ăsta, mă, în bar aici, în club. Doamne, tată, unde e? Ai, okay, fiate, eu sunt Cornel și vând în Ionel, Cornel Vluțu, că Vluțu Ionel, fiate, bam, 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 ho-ho-ho, yo-ho! Tată, vino omule, tată, hai să mergem la școală, tată, bă, ce toni iartă mă cauți aici și de ce e lume la ora asta în club? Când azi, bă, ce club este, mă, că clubul, eu știu că se ține seara, nu dimineața. Mă, tată, ce, tată, mă sperii, mă, ești tarul de tot, hai mai repede la școală, că am venit cu mașina de școală după tine, hai, omule, că am venit cu transportul după tine, că nu se mai poate așa ceva, hai, o dată, că avem activitatea azi, ai uitat că trebuie să ne mișcăm vața ascunselea. Nu! Păi, și pe aia, bă, tată, mă, la parte, ce te băgam în fața mea să nu văd eu aici, hai, gata, tată, bun, bună ziua, bună ziua, am venit, dar, tată, fii atent, știi care e faza? Ne mișcăm noi vața ascunselea, dar eu zic să ne mișcăm pe noapte, așteptăm să se facă noaptea sau ne mișcăm la rând așa? Tată, te-am întrebat ceva, omule. Așteptăm să se facă noapte sau ne mișcăm și pe dimineață, dar și pe noapte? Și bă, și pe una și pe alta. Și pe una și pe alta? E bine, tată, ieși afară, ieși, fii atent. Vino, tu te pui primul, te pui primul și tată vrea să te pui fix, 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 fix aici, tată. Fii atent, aici te pui, aici te pui, o să numere, o să zic eu când e gata și vii după mine. Bă, bă, ok, gata, tată, mai încep, mai încep, mai încep. Ce nu acum, bă, omule, nu acum, rămâi acolo, zic eu când e gata. Nu degeaba avem astea să ne auzim. Ok, deci tată, mai încet, mai încet. Ok, deci fiți atenți. O să mă ascund de început aici. Chiar nu crezi dacă o să mă vadă sau nu. Eu zic că este un loc foarte bun, dar faza este că toată lumea strict e cam prost. Și așteptăm să facă noapte să fie mai interesant. Pentru că pe noapte, bă, să stai într-o școală pe noapte, mie mi se pare cam scary, sincer. Am văzut cum sunt horrorile noaptea într-o școală. Chiar am văzut treaba aceasta și mi se pare super, super horror. Dar... Tată, cât mai ai? Hai că eu sunt gata, poți să vii? 29.30, hai! 29.30, tată, ai intrat în școală, mă, că nici nu te-am văzut intrând pe ușa aia. Nu! Păi în școală ne jucăm, tată, nu ne jucăm în club sau unde te duci tu acolo. Ah, ok! Nu ai plecat, ți-am zis că la școală ne jucăm, tată, du-te! Și vrei să spui tu mie că nu te... Ce faci? Vrei să-mi spui tu mie că nu te-ai uitat printre tufiși la mine? Vrei să-mi spui tu mie că pe aici nu te-ai uitat? Nu te-ai uitat, nu? Nu te-ai uitat? Nu fie antenă, eu vreau să văd pe geamul. Că fie de așa și nu până unde, dar văd că ești fraier, că ai numără. Da, ok, tată, ci că pe geamul, tată. Hai fraierul. Și acolo unde era geam, tată? Păi nu, că nu, eu te-am văzut când... Că vineai, că vineam eu, hai, numără! Ce vindeam, mă, doamne, bă, ești idiot, mă, tata! Numără! Ok, bine, hai că numără, 1, 2, 3, 4, bă, deja nici nu-l mai supăr pe omul ăsta, ia mă, cum mă ieși eu, după ce, doar el trebuie să... Uite, ia că mă duc repede pe aici, am impresia că ieri s-a dus, fiți atenți, hai că mă duc... Tata, gata, vin după tine, am plecat în căutare, m-auzi? Da! Te-ai ascuns? Da! Unde ești? Dă un indiciu, tată, hai, dă un indiciu dacă te crezi mecher, dacă nu înseamnă că ești cam fraier de fel, tată, și că n-ai, nu, se ți-e cam frică ție așa, tată, dacă nu dai un indiciu.
văd culoarea albă. A, vezi culoarea albă. Bă, dar nu știu că ești pe undeva pe aici. Deci ai impresia că s-o trafi, ești undeva pe aici. Dar nu știu cum, mamă, vezi că, mamă, bă, vezi că e genial, tată, pe aici. Nu știu de tine, dar vezi că am descoperit niște chestii interesante, rău de tot. Ești în interior sau ești afară? Interior. A, interior, păi stai puțin. De ce s-a deschis ușa asta? Nu știu. Tată, ești într-o clasă cumva? Tată? Nu. Bă, tată, dar nu te aud, ce doamne, iar tu o faci cu casca aia? Da. Ce? Tată, hai, tată, hai că deja mă enervez, tată, hai, zi, de mai multe indicii, tată, eu vreau să fii atent. Ce sunt toate? Ah, sunt niște foi, ok, bun. Tată, fii atent, hai să înceapă indiciile pe bune, tată, vreau să-mi spui dacă... Sunt lângă o ușă! Lângă o ușă? Da! Lângă o ușă? Ia fiți atenți. Lângă o ușă? A, nu ești aici, tata? Păi și, gen, nu ești într-o clasă sau nu? Nu! A, deci nu ești într-o clasă? Dar putea să fie lângă o ușă. Deci am fost pe aici. Ba! Păi el sau nu ești în clasă? Nu sunt într-o clasă! Gen, e clasă sau poate să fie ceva de sport? Orice! A, ok, tata, nu mai ajuta cu absolut nimic. O, da, deci, dar tot am un... A, cred că știu, tată, ce ai tu de gând să faci. Cred că stai la ușa unei clase și după când eu intru, tu ieși imediat. Și așa nu te văd, practic, nu? Nu. Unde, doamne, iertă-mă să ai... O, să faci și noapte, frate, afară și nu mai găsesc pe taică, mă. Bun, dar ce s-a scos? Tată, unde te-ai ascuns, mă? Că tu, ce, nu te-ai pectisit să stai atât de mult ascuns, că mă și enervezi. Nu, dacă vrei, te bătut. Nu, mă, da, tată, bătut. Dar pe unde ești? Mai zi un indiciu ceva, tată, că habar n-am. Dacă îmi spui și mie un indiciu, ar fi bine. Ești în afară sau ești înăuntru în momentul de față? Unde ești? Mi-ai schimbat locurile sau? N-am schimbat nimic, sunt înăuntru. Da. Și văd ceva. A trecut pe lângă mine. Acum am trecut pe lângă tine. Pe unde am trecut pe lângă tine acum? Păi eram afară. Ce? Păi eu eram afară, mă. Unde înăuntru? Tată, hai ieși. Hai că îți văd mâna. Îți văd și ochiul. The Black, ce ești? Tată, ieși. Tată. Ai câștigat, tată, da. Dar acum s-a făcut întuneric. Și ghici cine? Fii atent, tată, ghici cine acum se ascunde? Exact. Așa că, tată, hai, du-te afară, poți să te ascunzi, du-te, nu știu, du-te. Nu știu că era în partea cealaltă, nu mai știu unde era, tată. O să ne jucăm, fii atent, tată, ne jucăm și prin toate clădirile astea de sunt aici de la școală. Doar în partea școlii, cum ar fi, tot ce ține de școală și atât, da? Ok. Da, deci am nu mai spăr pe tata, taică mi-o. Ascunde, unu. Mă ascund, tată, hai că mă ascund. Ok, gata, taci. Ok, bun, deci, fiți atenți. Bă, dar unde să mă ascund? Vreau să găsesc un loc, bă, dar un loc genial, mă rudă tot, în care să nu mă găsească chiar atât de ușor. Adică, bine, să nu mă găsească deloc, că de-aia vreau să mă ascund. Aici? Da, nu pot să intri prin asta, din păcate. Ar fi fost o idee genială, sincer, dar treaba stă în felul următor. Nu știu dacă ar fi o idee prea bună să mă ascund fix în partea aia, în principal, gen în partea asta. Nu vreau să dau mai multe detalii în casă, nu mă audă, dar aici cum e? Bă, da, nu mă, da, aici mă vede, mă, cred că mă vede, mai e și lumină, sunt foarte multe chestii. Trebuie să merg undeva într-un loc în care ar trebui să nu mă vadă oarecum, dar nu știu unde să mă ascund, mă, fraților. Voi unde v-ați fi ascuns în școala asta? Dacă erați într-o școală, unde v-ați fi ascuns voi? Chiar sunt curios, vreau să-mi scriți acolo, pentru că chiar sunt curios. Nu, mami! Mă, tată, nu ești amuzant deloc, ca să știi. Dar, tată, eu am o idee unde să mă ascund. Cum sunt astea? Ia fiți atenți. Credeam că se pot da astea în jos. Mamă, deci dacă se dădeau în jos erau geniale. Aveam cea mai șmecheră ascunzătoare. Dar, cu toate astea, hai că trebuie să mai beau și puțin din ăsta. Tată, tu ce faci în momentul de față? Mai nu mergi sau? Deci nu, 40 de ani, ce? A, acum nu merg până la 40, 50, mai devreme la prima rândă numărai până la 30, nici tu nu știi până la când. Deci nu mă crezi că te-ai ascuns, păi eu... mai dau 10 secunde. Bă, tată, poți să... Tată, nu... Poți să vii, tată, poți să vii. Ok, ce nică ta alea cu buzdugana? Ce mai... Doamne, tată, hai că... Cu ce limă, cu ce mai hei, doamne, tată, hai vină, eu sunt... Nu-ți dau niciun indiciu, momentan nu-ți dau niciun indiciu. Mamă, deci, tată. Bă, ce faci, mă, cu cine vorbești acolo? Bă, tată, deci, e bine că răceala e pe terminate, dar, mă... Bă, ce, doamne, iar tu o faci, mă, tată? Da, nu ești amuzant, tată, doamne, voiam să zic și eu că la mine răceala e pe terminate, tată, că am fost răcit zilele astea. Nu știu, tată, am auzit că cam toată lumea a fost răcită în perioada asta. Vreau să-mi spuneți dacă e adevărat, dacă ați fost și voi răciți, dar... Bă, tată... Eu cred că nu ești răciun. Tată, dar tu n-ai fost răcit? Nu, de ce? Nu, pentru că ești puternic, mă, omule. Da, tată, nu. Bă, puternic.
Văd că nu prea te pricep, tată. Eu nu te-am văzut deloc. Nicio. Păi normal că nu mă vezi, tată, dacă eu mă ascund. Hai, mă, omule, zi pe unde ești. Hai că încep să-ți dau un indiciu, tată. Dacă vrei un indiciu, îl dau un indiciu. Dar zi tu pe unde ești. Sunt jos, la parter. Jos la parter, bă, tată. Pot să-ți zic faptul că eu nu sunt fix în școală. Gen, sunt în cadrul școlii, dar sunt mai multe clădiri. Dar nu pot să-mi zic că mă aflu într-o clădire din cadrul școlii. Pot să mă aflu tot pe lângă clădire. Practic pot să mă aflu tot în cadrul școlii, dar nu e o clădire, sau poate e o clădire, dar nu e sub formă de clădire, dacă înțelegi ce zic. Nu vreau să dau mai multe detalii momentan, pentru că, până la urmă, nu mă cauți de foarte mult timp și... Adică ai hack, nu ai hack! Hai, tata, nu mai fi nesimțit, hai, tata, hai, tu știi ceva, tata, cred că mă... Bă, să plec? Tata, chiar ești nesimțit, omule, mă cauți sau nu, că fa... Doamne... Da, te caut! Păi hai, tată, că nici nu mai pot să mai vorbesc de la răceala asta, tată, îmi vine să te ușesc în continuu, vorbește și tu, ajută-mă și tu, tată, ce îți bați așa joc de mine? Ok, nu fie în bine, zi un număr de la A la Z! Ce? O literă de la A la Z? Nu, zi un număr de la A la Z! Cum bai un număr de la A la Z? Bă, tată! Tu cred că, fii atent, există o clasă pe acolo, sunt mai multe clase, tată, te duci ori în clasa de engleză, ori în clasa de română. Acolo înveți alfabetul, depinde pe care vrei să-l înveți, ori în engleză, ori în română. Și înveți in și numerele. In English, bro! In English, bro! Bine, tată, hai, fii atent, hai, omule, ce tot faci, tată, hai că îți dau indiciu, sunt afară, tată, sunt afară, mă aflu într-o parte dreaptă, când ieși, atât zic, mă aflu într-o parte dreaptă, gen, am ieșit afară și m-am dus în partea dreaptă, altceva nu zic, pentru că, poate te, adică nu știu la ce te gândești, depinde pe unde ești tu afară, tată. Da. Ce-mi partea stângă, mă? Ionica! Mă, tată, plictisești pe toată lumea, să vede că suntem doar noi doi și chiar gen cu tine, tată, eu nu pot să fac absolut nimic. Vreau să fac anumit... Se poate orice! Ce se poate orice? Ce se poate cu tine, tată? Sunt afur la școală! Bă, tată, ce? Bă, tată, te... Bă, tată, ești bine? Bă, bă, tată, tată, ce s-au... Tată, te alergă căinele, ce s-au de tată? Aaaa, ajutor, 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 ajutor. Hai, tată, lasă câinele la vezi, hai, vină repede, tată, hai că îți mai vrei un indiciu ceva, că deja nu mai pot, eu trebuie să ajung acasă, tată, deja nu, chiar nu mai pot, mă aflu, văd, văd niște tribune, tată, atât zic, văd niște tribune, niște tribune, nu știu locurile unde stau niște oameni, pe niște scaune de-astea și vizionează ceva. Păi ce vizionează, ia zi? Păi ce ai putea să vizionezi, tată, ce se află aici la școală, că doar nu avem cinema. Ok. Deci este un teren, tată, atât, este un teren, tată, ai terenul din bă, tată. De fapt, stai că ți-am zis mai devreme că e afară, deci terenul de afară, că știu că mai era la unde era dodgeball-ul, tată, dar în fine, hai că eu sunt undeva afară, hai mai repede, tată, că deja nu mai pot, mă ia toată răceala dacă mai stau afară și pe noapte, cred că e cam nașpa, tată, dar tu te, pe unde ești, tată? Tată? Ești Vlăduț, unde ești? Mă aflu, văd ceva albastru, tată, atât zic, văd ceva albastru. Aaaa, Vlăduț, nu scap de mine, Vlăduț! Da, tată, văd ceva... Aaaa, Vlăduț, să scap de mine, știam că nu am camera pe mine, văd așa că Vlăduț, hai! Așa, și ce înseamnă asta, tată? Ce înseamnă asta? Spune și mie, tată, termin odată! Bă, ce doamne, iar... Hai că deja... Nu, deci din cutai că nu pot să fac absolut nimic în viața asta, nu-l mai suport absolut deloc, nu pot să fac... Tata, uite o fată în spate, o fată, uite-te! Lasă fata, unde-i fata? Băi, astăzi m-am gândit să am o interacțiune puțin mai diferită cu tatăl meu, puțin ciudată, dar foarte tare, pentru că, după cum puteți vedea aici, am un dispozitiv de citit minți. Vă întrebați ce este cu această chestie? Ei bine, dacă o pun pe cap, practic, de fapt eu pun tatăl meu pe cap, că așa funcționează, că dacă pun eu la mine, s-ar putea ca el să-mi poată citi mie gândurile. Ei bine, după cum ați putut auzi acum, da, eu o să-i citesc astăzi gândurile tatălui meu, o să fie ceva super tare, dar să nu vă gândiți că o să-i fac niște chestii doar rele, pentru că vreau să-i fac și niște chestii bune. Vreau să mă țin și de fapte bune și de fapte rele, să fie așa o balanță din aceasta, jumate-jumate, pentru că cu acest dispozitiv de citit minți, eu o să-i citesc practic mințile în continuu. Dar ceea ce o să mă încalce pe mine, ce o să-mi fie mie foarte greu, e, în primul rând, cum o să-l fac pe el ca să poarte această pălărie cu dispozitivul acesta, practic să-l poarte, pentru că nu știu cum o să zic eu ca să ajungă să-l poarte. O să vedem cum o să fie, nu mai spune multe
multe despre asta, dar vreau să vă spun în felul următor. Eu practic mie o să-mi fie foarte greu pentru că eu trebuie să vorbesc și cu el, dar uneori probabil o să aud vocea din cap și el de fapt poate chiar nu vorbește și o să fie ceva ciudat pentru că el o să zic că mă stai puțin, dar cum mă aud de Fimio, o să fie ceva ciudat și să sperăm totuși că nu o să-și dea seama. O să fie super bulversat, pe același timp că o să fie ciudat, o să fie foarte comic acest lucru cum eu o să știu practic, dar o să mai fie unele momente în care practic vreau să-i fac niște farse, dar vreau să-i fac și niște chestii la care el s-ar bucura. De exemplu, nu știu, poate să gândești că ar vrea să mănânce ceva specific sau vrea să se ducă într-un loc specific sau ceva de genul și o să-i zic, bă, tata, am o idee, vreau să mergem acolo, vreau să mâncăm aia, nu știu ce. Eu zic că o să se bucure, o să fie totul foarte bine, nu mai stăm la discuții, intrăm acum în casă și să sperăm totuși că o să meargă bine. În primul rând, hai să vedem dacă putem să-i punem acest dispozitiv pe cap sau nu. Tata, tata, unde? Bă, ce domnul iert? Bă, ce tata, ce-ai făcut aici, mă, omule, unde ești, tata? Doamne, iartă-mă, am crezut că e un manechin din ăla, tata. Stai că-i dat drumul la jocurile astea să meargă singure pe aici, mă, tata. Bă, tată, stai puțin, bă, oprește-mă ăsta. Mă, doamne, tată, n-a venit Halloween-ul. Tată, n-a venit Halloween-ul, ce sunt cu astea pe aici? Tată, oprește-mă jocul ăsta odată. Mă, oprește-mă, bă. De ce dai mine, tată? Tu faci pe un sunet. Eu fac sunet sau tu cu aia? Hai, tată, veni, nu, stai puțin, veni să-mi și-o la tine. Vreau să-ți dau un cadou, ceva care este de la Dumnezeu, practic, de la o mănăstire, ceva super tare, o pălărie care este un talisman norocos, dar nu-ți mai dau nimic acum, că deși am enervez, tată, hai că plec, scoate, ce... Tată, scoate asta de aici și vorbește, mă, omule, ca lumea să te înțeleg, mă, ce... Dă-mi! Ce să-ți dau, mă? Talismanul norocos! Talismanul norocos? Să-ți dau talismanul norocos? Păi dacă tu stai cu astea, tată, 100% n-o să funcționeze dacă stai tu cu astea pe tine. Dă-ți-le jos și scoate și astea, ce sunt cu prostiile astea, tată? De unde le-ai căpătat, mă? Cine ți le-a cumpărat? De unde le-ai cumpărat? Eu sunt... Stai, măi! Dă-te-mă! Așa! Hai, așa, hai! Bă, tată, ce, doamne, iartă, mă, faci? Mă, ești cu capul! Da, sunt cu capul! Doamne, tată, dă-ți asta jos din cam mai repede, hai că vreau să vorbim ceva, tată, fii atent, am acesta, fii atent, vreau să ți-l pui direct pe cap, să nu mai stai la discuții direct, tată, în 3 secunde, fii atent din momentul în care... Păi, vrei să funcționezi sau nu? Că ăsta a fost deja la mine, l-am ținut prea mult și nu pot să-l prins către... Da, fii atent, îl prins, da? Da, 3 secunde, da? Mai mult, nu... Da, 3, hai, 3, hai, ia repede, 3, 2, 1, pune, să mai vorbim până trece efectul ăsta. Fiante, vă fiante, măi. Eu am fost la un shop acolo la Walmart, mă, Walmart. În fine, unde ai fost tu și ce ai făcut tu acolo, tată? Ți-ai luat decorațiuni de Halloween, că ce erau ieftine, da. Acum, că Halloween-ul e peste nu știu câte luni, 5-6 luni? Da, ia vino, fiante, ia vino. Vin, ce, ai... Uite. Ce, taulă, bă, tată, ce, taulă, băi, făc... Ce, ia, mă, și ăsta ce? Bă! Bă, ia-l-o de aici, doamne, tată. Ok, da, asta pot să zic că chiar e... La tine arată super prostesc, la tine arată comic rău de tot, tată. Mă, tată, dar chiar așa de prost ești, pe cine crezi tu că încerci să păcălești cu astea? Dacă eu mi l-am pus prima oară la mine, crezi că nu mergea? Dă-ți asta jos că acum merge, hai că a trecut minutul, tată, hai repede. Bă, da, 3 secunde, ai răspunțe. 3, bravo, mă, așa direct, bravo, tată. Fii atent. Acum. Bine, mă. Bine, mă, așa. Ce faci? Tată, fii atent. Nu știu, bă, tată, vreau să îmi spui așa, bă, tată, tu te crezi șmecher, mă, tu, bă, tată, tu ești vai de capul tău, tu nu știi să te joci, mă, pe calculatorul ăla. Vai de capul tău ești, mă, omule. Ce, mă, bă? Bă, cred că... Tată, ce faci, mă, de plânge acolo? Tată, cum fraier și luroși de la adopție? Ce? Ce plânge acolo? Ce plânge acolo? Crezi că-s fraier, tată, te bate. Ok, tată. Nu. Bine, tată, fii atent. Hai, ok, tată. Ce aveai tu așa? Tată, aveai ceva în plan astăzi, tată? Știi ceva? Eu cred că mă duc să mă joc pe la pian la astea. Mă duc să mai exersez. Că altceva bun am ce să fac. Ok, deci mă pun aici. Mă, ce facem asta? Deci n-are nimic în minte. Bă, dar chiar n-are nimic, tăi, că e în minte. Mă, ce fac? Unde s-a dus? Bă, unde a plecat, mă? Bă, ce, doamne? Bă, ce, doamne, iartă-mă? Bă, ce, doamne? Bă, unde a plecat? Bă, ce? Mă,
Păi stai, păi, eu nu mai înțeleg nimic. Păi stai că pentru a ta, pentru a ta așa frumos, bine, bine, bine. Da, ce, doamne, iartă-mă, fac. Antena, și antena. Ce, mă, ce vrei, lasă-mă să mă joc. Ce așa, așa. Ce bine, fa- bine, tată, bine. Ce, doamne, iartă-mă, faci aici, mă, că te caut, omule, unde-ai dispărut așa din senin? Mamă, ce vreau, enervant, ce, mă, ce vrei? Ce, ce ai zis, mă? Ce am zis? Ai zis ceva, mai repet o dată. Am zis ce vrei, mă, ce am zis, asta am zis, ce vrei, mă? A, bine, ce, ce să vrea, tată, nu, 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 nu. Mamă, e nu răspăr, pe copil, să vreau, vreau scap de el. Tată, mă asculti? Tată, mă asculti, vorbești cu mine sau nu? Păi vorbește, nu mai dat în cap. Bă, ce, doamne, iartă-mă, faci ăsta, unde pleacă? Uitați-o la el. Ce, doamne, ce, bă, ce, bă, ăsta-i dispozitiv greșit. A scăpat de el, easy. Tată, unde, doamne, iartă-mă, dar cine crezi că scapi tu, mă, omule? Ia, unde ai dus, ha? Tată, ce? Mă prind în baie, o să mă prind în baie, ce frere. Da, e în baie, am înțeles, bă, ok, ia, o să mă duc și aici, să mă pun și-o. Bă, ce cauți, bă, aici, mă, la mine, în baie, pleacă-mă de aici, du-te la o parte, mă, tată. Bă, uite, bă, de fetițe, mamă, ce frere, el, gata, al doilea, ce viață, răspuns. Ce-ai zis, bă? Telefonul. Tată? Ce? Ce zis, că sunt fraier? Mă faci pe mine fraier? Stai, ce? Nu, n-am zis nimica. N-ai zis nimica? Nu. Ce fraier, uite. Și acum ce zici? Acum ce zici? N-am zis nimica. Păi eu fac fraier în continuu, tu crezi că nu te aud? Tată, ce? Vorbește la tine, minte. Păi vorbește la tine, minte. Doamne, tată, Mă, tată. Nici răceala nu-mi trece, tată, cu tine. Nu te mai supăr, mă, omule. Tată, bă, tată, tu ai probleme. Nu știu ce frăie și el, cine mă iau, zic, dacă păi, uite, ce frăie el, ce dau la adopție. Ce spui, mă, acolo, pe cine dai, mă, tu la adopție, omule? Ce, mă, dar eu n-am zis nimica, bă, cu ce, mă? Bă, dar oare, ăsta citește mintele, mă, cum, what the fuck? Bă, tată, unde, doamne, iartă-mă, te-ai dus, mă? Tată! Bă, dar vreau și eu, bă, la un restaurant ăsta șmecher, bă, da. Tată! Ce, mă? Ce? Ce faci? Mai stai pe acasă? Da, că n-am ce fac. Da, bine, eu... Da, bă, da, și vreau la un... Bine, tată, vorbești, vorbește-mă cu mine, cu cine, doamne, iartă-mă, vorbesc eu aici, vreau să vorbesc cu tine, tată, nu vreau să vorbesc cu altcineva, mă bagi în seamă sau nu, că eu plec, nu, știi ceva, lasă, eu voiam să te, nu te lasă că mă duc eu singur, mă duc la un restaurant, tată, mă duc să mănânc, că mi-e foame, am plecat acum, gata, nu mai, unde să te iau, mă, unde să te iau, asta plecă la restaurant, mă, fără mine, mă, ia bună, știu pe el, vreduți, Hai, vrei să... Hai, cu asta! Urcă, omule, urcă! Urcă! Așa, urcă-n barca! Hai, cu asta, mai din mama, bă! Hai, cu asta, mai din mama, bă! Tată, ce comentezi acolo? După ce că te-am luat cu mașina... Tată, după ce... Ce, mă, cum adică? Urcă-mă la poliție, doamne, iartă-mă, faci, mă, tată! Mă, bă, ce copil, doamne, e cu capul pe altul ăsta! Tată, tu ai probleme, mă, omul, ești problematic, ai probleme cu capul, mă, ce de fără... Deci, așa, mă, tată, Doamne, bă, ce copil fără el, mamă, ce mânerează, măi, băiatule, măi. Ce, mă? Eu să-mi iau, bună ziua, vreau și eu să-mi iau aici un porție. Ce să-mi iau? Un burger vreau, atâta vreau. Oare să-mi iau un risotto, oare salad cake, cartă, oare... Tată, ce? Tu du-te la masă că comand eu pentru tine ceva special, bine? Ok, mă, bun, da, o să te reștept, că eu vorbesc în gândul ăsta. Deci hai să vedem. Asta știi gândurile, mă? Ce-și putem să... Eu nu mai înțeleg. Ce-și putem să iau? Ce-și putem să iau, mă? Ce risotto zicea, mă, că n-are risotto pe aici? Mamă, tu să vorbiști, măi, prostii. Mă, tată, să te gândești bine la ce vrei să mănânci, că eu o să dau comandă, bine, tată? Ok, vreau un ultim de ăsta, un puffer fish risotto. Tată, du-te, mă, că dau eu comandă, omule. Ok. Bun, bună ziua, da, dai ce din meniul dumneavoastră, vreau un puffer fish risotto și mai vreau o salată, nu, mai vreau duckberry ăsta, duckberry potato și cam atât, vă mulțumesc, altceva nu cred că mai vreau. Într-o mi-ar fi bine, bă, într-o mi-ar fi bun, într-o, bă, da. Tată, ce faci? Ești bine? Bine, tu, da! Ești bine? Tu cum te simți, tată? Bine! Bă, dar de ce tată, de ce, doamne, iertă-mă să nu mă taste pe aici, bă, de ce aici, tată, e ziua îndrăgostiților, ce aici, tată, mă? Mă, ce, doamne, iertă-mă sau, bă, v-ați pomenit toți, mă, să puneți să ia tu cu ăștia cu ziua îndrăgostiților, tu cu ăia, tată, cu alea de decorațiunile, de Halloween, ce, doamne, iertă-mă, se întâmplă în orașul ăsta, tată? Nu știu, mă, bă, dar chiar, bă, eu ce tată, fii atent, eu mi-am luat aici niște duckberry potatoes și gata, am mâncat, tată, putem să mergem, gata.
A, risotto? Da, uite aici, tată. A, păi, a, tu chiar vrei risotto? Da, uite, mamă, ce fulmi. Mamă, stai, mamă, băi, faci... Așteaptă acolo. Mamă, ce costrul tare. Tată, ce faci, mamă? Bă, tată, unde ești, mamă? Bă, vomiți? Ce? Bă, unde ești? Nu! Bă, ești, mă, aici, din... Bă, ești la bucătărie, ești afară, că nu ești apaia. Bă, paia... Eu n-am vomitat. Bă, ai jos, bă, vină repede, tată. Bă, ai jos. Ești mă afară, tu, oameni, tată, hai pe aici, repede, hai că... Ia, uite, ia, fiindul, că aruncați, uite, hai, tu! Tată, tată, doamne, tată, hai, lasă pe acolo, hai, mă, așteptă-mă și pe mine, mă, tată! Stă pe fraier, stă pe fraier, fraier, de ce mă faci, mă, fraier, bă, stai pe loc, stai pe loc, tată, tată, de ce mă faci, tată, n-ai scăpată nimeni, așteaptă-mă, vine înapoi, tată, vine înapoi, vine înapoi! Nu am scăpat de tine, mă, tine, tata, tine. Nu te aud, mă, omule, bă, dacă vrei să vorbești cu mine, rămâi lângă mine, tată, ce te-am iertă, mă, pleci așa, tată, tată, ce vrei, nu pleca, mă, nu te arunc, pentru sănătatea ta, vreau, pentru sănătatea ta, ce pentru sănătatea, mă, ce, doamne, tată, bă, tată, mai rău mă îmbolnăvești, mă, omule, după ce că sunt răcit aici, nu mai, gen, nu pot să, ce, doamne, iartă, mă, faci, mă, tată, mă, ce, doamne, e, mă, ce faci, mă, dă-mi cam hai să mergem, da, mă, ce prea frumos i-a făcut, o să fac un milion de views, ce, da, o să faci nimic, tată, hai, vină cu mine, hai, parcă de distracție, hai cu mine, parcă de distracție, adică o să fac nimic, adică o să fac nimic, bă, ce să fac, păi te-ai apucat tu de videoclipuri și nu știu, tată, hai, lasă-mă în pace, fiat, hai, hai, nu, tată, tată, nu mai mărmă, nu mai mărmă. O să cu știi, mă, ce fătești, că eu mă dat de mică, mă, ce te fac. Păi vorbești cu voce tare, normal că te aud. Cum vorbești cu voce tare? Mă, vorbești cu voce tare, mă. Păi și cum e să vorbesc? Hai, zi, stai puțin, tu zici că cum te aud, cum te aud, dar tu vorbești cu voce tare. Mă, ce, ce? Tată, ce înseamnă asta? Păi fii antenați, eu vorbesc în mintea mea și tu mă auzi, cum adică? Păi mai devreme ziceai că cum vrei să vorbesc și că normal că vorbesc cu voce tare, acum zici că vorbesc cu... Eu acum vorbesc în mintea mea și dacă tu mă auzi și mai fraie auzi dacă mă auzi. Acum vorbesc în mintea mea. Tată, vino aici. Tată, vino aici. Hai, omule, hai să ne distrăm, hai să dăm pa... Ce vrei, tată? Hai, 3, 2, 1 și... Hai, tu! Hai, rândul meu, da? Hai, hai. Hai, hai, tata, hai, 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 sunt obligată? Bine, hai. Hai, 3, hai. 2, 1, bravo, mă, te descurcă mai bine. Da, da. Da, fraier ești tu, fraier ești tu, da? Fraier, nu, lasă-mi arată-te, fiante, acum, hai, bă, vă frânță în mașină, hai în mașină! Păi hai să mergem, tată, dar ce, doamne, minior, băi, acolo singur, tată, cu piciorul l-a încărcat în apa asta, tată, dacă te înțeleg, să înțeleg și eu ceva din ce spui tu, tată, mă bag cu piciorul ăsta aici, mi-am băgat piciorul direct în apă și îmi bag și urechile, eventual, ca să te înțeleg mai bine, dar nu cred că e problema de la mine, tată, nu cred că e, ce râzi acolo, tată? Se amuza, nu? Bă, cum adică? Nu. Ce e cu mașina asta? Ce e cu mașina asta? Lasă că... e a mea! Eu am furat-o, dar lasă că nu știe. De unde e a ta, tată? De unde ai tu mașină? Tu parcă mai știi când te-ai dus la întâlnire cu femeia aia, tată, că te-ai făcut doar îmi zice că tu ai bicicletă și că eu fito am 3 mașini și tu ai doar o bicicletă? Nu! Cum nu? Nu știu, nu mai dăm din seară! Mă, ce cânti mă acolo, tată? Hai, unde mergem? Ce se întâmplă aici? Uite, ce uite aici, aici, frate, întâlnirea ta. Și ce aici? L-am dus la adopție, ce frate. Vreau să-i antrenu, vreau dus, uite, aici ești ce? Cu niște oameni care sunt familia ta, nu-s. Aici nu de adopție. Mă dă fraiere, mi-am dat la adopție. Mi-am dat la adopție. Fraiere, fraiere, tata, tata, nu, gata, nu mai pune, bă, ce, bă, tata, ok, deci, ce să spun, mă, bă, ce, mă, că, gen, ce să citesc gândurile, că gândurile omului ăsta, gen, e chiar, fiantă, are zero IQ omul ăsta, l-a pe ascuns, cine nu știu, mă, că te văd, l-a pe ascuns, ia, atac, mă,
are rost să mai spun ceva despre omul acesta. Uitați-vă ce minte are, gen, zero IQ, pe bune. Chiar nu mai are rost să mai spun nimic. Atât a fost, gen, ziua asta chiar mi-a ajuns, pe bune. Omul ăsta, gen, n-are absolut nimic în mintea aia. N-are absolut... Doamne, deci trebuie să-i dau casca aia jos, că cred că mă bruiază. Tată, vine puțin jos. Nu am nimic de zis. Atâta. Atât, gata, nu am nimic de zis. Voiam să spun multe chestii, dar nu mai pot. Ce mă iau? Ce vrei mă iau? Hai, parte-n parte, hai. Tată, dă-mi pălăria aia de ți-am dat-o. Dă-mi eu înapoi, hai. Dă-mi pălăria înapoi, am zis. Dă-mi pălăria, nu mai vorbi acolo. Termină cu fiantena al tău, tată, că deja mă enervi. Băi, fraților, uitați-vă unde mă aflu. Deci sunt în casa noastră, practic. În casa mea și a lui Darusel, în care n-am mai fost de foarte mult timp. Și chiar îmi era dor de această casă. Deci chiar îmi era super, super dor. Și uitați-vă aici priveliștea, totul. Și vă întrebați, oare, de ce n-am mai fost eu pe aici? Bine, probabil știți de ce n-am mai fost. Pentru că am fost în casa aia mare la mama lui Darusel. Pentru că acolo, practic, eu îl trolam pe Darusel și îl făceam, practic, ca și cum că eu sunt mama lui strictă. Mă costumam mama lui strictă, toate cele bune. Darusel acolo locuia cu maică sa și am zis să revin pe aici, pe la casa noastră, practic pe la casa mea și a lui Darusel. Uitați grădina în partea asta, cum se vede totul. O să ne aducem aminte, mergem absolut peste tot să vedem cum mai era casa aceasta, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp. Vreau să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vă era dor de această casă și o să vă spun eu în momentele următoare de ce mă aflu aici și ce am eu de spus, pentru că am niște lucruri de vorbit cu voi astăzi. Chiar am foarte multe lucruri de vorbit. Vreau să stăm la o vorbă, să vă răspund la niște întrebări pe care ori mi le-a spus, ori nu mi le-a spus, dar probabil voi vă întrebați și așa. Vedem aici și magazia pe care noi aveam. Totul foarte frumos, foarte minunat. Bă, mașina asta, ce doamne, iartă-mă, caută-mă aici. În fine, nu mai contează. Aici avem noi grătarul, toate cele bune, toate chestiile astea. Deci era totul foarte frumos aici, chiar îmi plăcea. Și aici este camera lui Darusel. Aici aveam noi chestia aia de ne duceam noi de desopt. Bam, 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 cămeruța aceasta, cum arăta pe aici, uitați decorațiunile alea de Crăciun. Practic încă au rămas pe aici, după cum se poate vedea. Și aici avem practic camera lui Darusel. Aici a venit și străinul acela care se pusese, nu știu, străinul a plecat și nu mai e. Și acum nu vreau să vă vorbesc practic despre străin. Vreau să vă vorbesc despre, ei bine, hai să mergem în fața casei ei, practic, ca să vorbim mai multe detalii, să fie mult mai bine. Ok, deci aici coborăm ușor și asta este casa lui, practic, asta este casa fanei nebune, casa lui Alice 2012. Oare vă întrebați ce mai face Alice? Sincer, de vreo 4 luni de zile n-am mai văzut-o. De la ziua ei de pe 25 februarie, eu chiar n-am mai văzut-o nici Darusel. Și da, am zis hai să vedem ce se mai află pe aici. Oare o fi acasă Alice? Alice, alo? Deci da, nu prea pare sincer să fie nimeni acasă. N-am mai fost de foarte mult timp, n-am mai dat niciun semn de viață. Dar am înțeles că se află, cred că, în alt oraș. Adică logic, se află în alt oraș. Am vorbit cu Alice zilele trecute, practic am vorbit. Și nu știu dacă, știți care este faza? Totul te ține acolo, trebuie să fiți voi, nu știu, să spuneți voi mai multe detalii, habar n-am, nu știu. Dacă ați vrea să revină Alice pe canal, pe serie, practic să mai revină Alice, nu știu dacă va putea reveni ea mereu să vină aici în oraș, dacă, pentru că ea s-a mutat din orașul acesta și nu știu dacă mai vine ea pe aici și o să stea, dar din câte am înțeles, Alice poate chiar va mai veni, mi-a zis că poate chiar va mai veni, mai ales dacă oamenii își doresc asta, deci din când în când poate ne readucem aminte de vremurile bune cu Alice direct aici și o să facem practic alte peripeții cu Darusel, cu Alice, o să fie totul foarte frumos, o să fie distracție mare vara aceasta, dar asta ține și de voi, dacă vreți să revină Alice. Ei bine, n-am mai văzut de la ziua ei și eu zic să ne readucem puțin aminte de ultimele momente pe care le-am petrecut împreună și să sperăm totuși că o să-și revină totul la normal și o să ne revedem cu Alice.
Bă, dar să le fii atent, uite-te aici repede că am văzut eu un videoclip astăzi, bă, yeah. Amuzant rău de tot să-ți arăt, deci fii atent, uite-te, uite-te, fii atent, fii atent, să-ți simt că dau în jos. Bă, fii atent, vreau ca tu să dai mai sus, bă, dă mai sus, dă mai sus. Deci dau mai sus, bă, ia, dau mai sus, dau mai sus și ce, să dau mai sus ca să ce? Să puteți scrie acolo, ziua lui Alice 2012. Nu stai puțin, astăzi este, sărbătorește ziua Alice 2012, stai puțin, cum adică, azi, bă, ce zi azi, do, a, bă, 25 februarie, bă, azi ziua lui Alice, mă, tu știi ceva de treaba asta? Eu da, cum să nu, cum să nu, nu, nu. Bă, dar să le și acum ce ce facem, trebuie să-i facem cadouri, trebuie să-i facem toate astea, bă, dar să le fii atent, pregătește-te tu acolo în spate, cu aia că mă duc eu la aia să vedem ce faci, ok? Tu să pregătești acolo cadouri, fii atent, dar să le iei și niște ar... Bă, de ce, aolo, bă, dar să le, a, mă, după ce că abia am pus geamurile că le-a spart Alice, ok, bă, dar, ce faci, dar, deși ai pus, mă, cadourile, ce se întâmplă acolo, deși ai făcut cadourile, gata, tu știai, da. Tu știai, mă, de ziua ei și mie nu mi-ai spus, a, da? Nu, da, bă, știam, da, frate, tu ești fraier. A, ok, deci asta este ziua lui Alice, bă, frate, eu nici nu știam așa ceva, foarte interesant, pentru că este ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios cât se-am, de fapt, dacă e 2012, face 12 ani sau cât face, bă, dar, cât se-am face, mă, Alice, că tu știi, tu ești născut tot în 2012, tu cât se-am ai acum? Deci dacă eu așa am 11 ani și Alice, e așa, da, deci Alice, 12 ani! Da, deci Alice face 12 ani, practic, că tu ești în decembrie, mă, tu, bă, mai e până la ziua ta, bă, Darusele, mai e mult până la ziua ta, bă, Darusele, la sfârșitul anului, bă, da, ce-ai pus aici în cadou, bă, Darusele, vină-mă înapoi, bă, unde-i dus, mă, bă, oameni? Hai, porchi, hai, porchi! A, bă, Darusele, ce face, mă, punem porc de cadou, cum ar veni porcul de Crăciun, ăsta e cadou, bă, oameni, Darusele, bă, nu-ți bate joc, pe bune, ce-ai pus aici în cadourile astea, îmi spui și mie sau e secret? Secret. A, deci fii atent, bă, dar stai puțin, zicem ca și cum că gen am făcut amândoi cadourile, da, adică, practic e de la amândoi, bă, dar să le, bine? Da, nu. Ba da, hai, mă, repede, la aia să uităm ce, dar să vine, bă, dar chiar, bă, dar face 12 ani, Alice, bă, e ziua, bă, frate. Hambucea la caca. Aolo, bă, dar să ne, că nu ești amuzant. Ce? Bă, gata, Darusele, gata, cu atâtea magii, mamă, deci Darusele a învățat o mie de magii la mulți ani Alice 2012, pentru că azi e ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios ce o să facem astăzi, dar să sperăm că mai ia ca, bă, Darusele, bă, unde-i dus, a, ok, deci Darusele a plecat, acum am tot singur. Ajutor, bă, ajutor, de stâlp aici ați blocat. Unde, mă, bă, ce stâlp, nu e, bă, mă, du-te, mă, de aici, Darusele, gata, că... Bă, bă, ce caz, bă, cu lăbă, Darusele, bă, doamne, bă, ăla-i stâlmul sau-i, a, dar erai pe stâlp, am crezut că erai în copacul ăsta, în fine, bă, Darusele, deja mă enervez. Bă, Darusele, deși, să nu pleca, fii atent, hai să facem prima oară ca și cum nu știm, să vedem ce face, dacă nu zice ceva, ok? Ok, la, 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 vorbeai? Da, nu, vorbeam cu un prieten, nu contează. Alice, lasă, bă, bărbine, dar să-l ai repede. Hai să-i spunem, hai să-i spunem acum. Bă, Alice, așa puțin, duceți-vă puțin, că mă sună cineva, trebuie să vorbim. Bine, stai acolo. Alo, bunicu? Da? Ce este? Ah, mulțumesc, da. Nu trebuie. Da, mersi oricum. Papa. Alice, fii atentă, Alice, avem o surpriză pentru tine la noi acasă, vrei să vii? Ce surpriză? Păi fii atentă, vine repede, bă, dați-mă cu porcul, hai să sărim pe aici, că e mai aproape, de putem să mergem pe aici, mergem direct și mergem aici în spate, că ți-am pregătit o mare surpriză, Alice, fii atentă, ce vrei tu să facem astăzi mai pe seara, Alice, ai vrea să mergem undeva, vrei să te ducem într-un loc unde am fost cu doar sel de manjucat așa distractiv, distracții și de-astea? Bine, da. Da, deci fii atentă, Alice, ia uite ce avem aici, la mulți ani, Alice, nu pot să cred că știați, mersi mult. Porcul ăsta să nu-l bagi în seama, că l-a pus Darusel aici, nu știu care-i fal. Și atent, Alice, avem 4 cadouri pentru tine pe care... Mersi de carne. Da, pune pe grătar, Alice, uite că e grătarul aici, poți să pui carne foarte frumos să se facă la grătar. Bă, ce... Mai un porc, pune și poți să dar să le pe grătar, ce tu faci cu el, așa? Da, pun și pe grătar. Așa, să avem fiecare să mâncăm, nu? Aici facem grătarul, mă, de ziua lui Alice, mă, la mulți ani, Alice, mă, dar câți ani faci? 12 ani, Alice? Da, 12! Mamă, cât de tare, bă,
25 februarie. Sunt mai mare decât tine, haha. Bă, eu sunt coace. Bă, mai, bă, da. Așa, mă, bă, ce bă, dar nu aici, mă, nu aici cu artificii. Dă-le aici în sus, pe cer să dau. Deci, acum am supărat pe tine deja. Dar trebuia să le dau, bă, dar să le, bă, pe cer, mă, dar să le, că aici nu se duce nicăieri. Așa, așa, bravo, e. Bă, da, de ce nu mai merg artificiile, dar să le? Asta sunt de la ziua ta, mă, dar să le, hai, mă, că le-ai lăsat pe astea pe bune, așa, îți bagi joc. Bine, hai, lasă, hai, fii atent. Alice, uite, avem 4 cadouri pentru tine de ziua ta, gata, dar să nu mai, dacă s-au stricat astea, sunt traze, practic, s-au dus, dar să le, fii atent, da, opa, dar să le, dă-te la parte, dă-te la parte, da, pizza, fii atent, să-mi ține, să ia-l la ultimul, pe ăsta ultimul, prima oară, hai, ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta, sau, de fapt, ia pe care vrei tu dintre ele, ia, gândește, ia, 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 ce pică, ce pică, ce e acolo, ia, deschide, da, eu nu știu cum le deschid, a, așa, ia, ia, ce ia. Mi-a picat un teddy, un gorila. Băi, da, pune pe jos, pune pe jos, să vezi. Asta este ursulețul. E gorila mea. Da, Alice, ce părere ai? Îți place, îți place frumos. Bă, da, 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 dar să le, bă, bă, îi facem cadou și acum e cadou, ce tu faci? Bă, da, uite, ia, 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 ia. Așa, Alice, ce părere ai? Îți place, îți place, e frumos? E, e foarte frumos și albastru. Acum mai avem un cadou aici și un lup cu apă care practic e pentru toți ăsta ultimul de aici. Ia, uite, acolo bani. Bă, mi-ai furat cadou. Am primit bani. De bani. Așa, gata, mamă, câți bani ai, bătă, mamă, o, așa, să arunce lăutarii. Bă, dar Răsel, dar atâția serviete ai pus, mă? Da. Mamă, Alelu, și atent, ăsta, servietele sunt din partea lui Darusel, gorila, practic, e din partea mea și ăsta e din partea tuturor. Ia, uite, ce se află aici, aici, practic, trebuie să mâncăm toți, tort, fii atent. Tort! Uite, că e un tort special, așa, uite, după când poți vedea, e un tort special. Bă, dar să le da, o flămând mai aici, bă, dar să le, bă, dar nu ți ajung burgeri, mai mănânci și tort? Da, oricum, eu, bă, eu am primit ceva, am primit ceva de la un unchi de-al meu, așa că dacă vreți să mergem undeva, doar ziceți-mi. Stai, spus, stai, stai, bă, bă, dar ne-am uitat carne, aveam să zic de treaba asta, ne-am uitat carne, hai să mâncăm, ce facem? Am, bă, da, bă, da, da, eu rămân cu pămâri pe burta goală, practic, eu rămân, uitați-vă, dar Alice, ți-am dat-o, o pui acolo la tine în casă și ce, ce vrei? Ce? Uite, diferită, ca să nu fii tu flămând, o să mănânci asta. Mersi, dar să le, e ok și asta, la n-am poftă, acum n-am chef, ce? Mă duc să vă arăt ce-am primit eu. A, te duci, te așteptăm aici, Alice, ok, s-a dus, Alice, nu știu, și ce facem, mă, așteptăm aici, bă, dar să le, stai, bă, că i-a făcut, stop, doamne, aulă, măcar rămân și eu aici să mănânc, practică, mai devreme mi-am mâncat, dar să le, toate astea, eu am rămas cu nimic, practic, ia că mănânc și eu, cârnați ăștia, mă, cât de bun sunt, cârnați ăștia, bă, pe bune, dar, nu știu, bă, ce, bă, ce, ce, s-au zis ceva, mă, bă, Alice, ce, mă, ce faci, Alice? Alice? E cadou, da, mă, auzi, uite cadou. Asta e cadou, Alice, pe bune, adică, crezi că nu mai știu? Păi, cum adică? Păi n-am fost atunci când am mers la poveștile fără de le-am spus, de te-ai dus la ea în casă, la ei. Păi da, bă, da, asta e alta, că pe aia am vândut-o. A, și tu ce faci, tu mergi cu asta, să te vadă poliția și să, să, ce să zic, Alice? Dar nu, că nu-i de poliție adevărată, e de jucărie, dar, ai, urcați, că vă duc eu unde vreți. Da, e de jucărie, e dita mai asta, mamă, cum stau aici, spate, că de șmechere, mamă, că de șmechere aici, să stai în spate, de fapt, dacă stau să mă gândesc nici șmechere, că aici, practic, stau aia, pușcăria și toate chestia astea, infractori și eu nu e bine. Dacă stau aici, da, e, stau, acum, foarte frumos, și acum, unde mergem, Alice, unde vrei să ne duci? Ei, nu știu, unde vreți? La pizza, bă, dar să le ai, bă, dar cât mai mănânci, bă, dar să le, că mănânci în continuu și pizza și burger și, și, și carne și cârnați, dar să le, și ce mai mâncat, ce mai mâncat, tu ai mâncat și tort, dar să le, tortul nici n-am mai apucat noi să mâncăm, că l-ai mâncat doar tu, dar să le. De ce, ce am mâncat? Am mâncat un milkshake, am mâncat, am mâncat o supă. Bă, milkshake-ul nu se mănâncă, milkshake-ul se bea, dar să le, adică pe bune, acum, bă, Alice, fii atent, Alice, dă-mi ei să conduc, că vreau să te duc într-un loc șmecher, vreau să mergem toți, ok? Așa, ok. Dar să unde ai plecat? Bă, dar să le, vine, mă, bă, unde, unde s-a dus, mă? Alex, urcă, 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 că nu știu unde s-a dus. Așa, bă, dar să le, hai, mă, că trebuie să mergem în locul ăla, bă, al nostru șmeche, dar să le, unde am mai fost, mă, știi, mă, știi, mă, știi, că mai fost, atunci unde alergam, îți dau indicii, atunci unde ne alergam noi unul pe altul, dar să le, era cu misterie, cu d-alea. Nu, nu zice, nu zice că e secret, dar să dacă ți-ai dat seama, nu zice că e secret, dar ce, ce, ce? Nu știi, a, ok, dar să hai că mergem, vină pe aici, hai că trebuie să mergem prin partea asta, hai prin stânga, pe aici, să mergem acum. Vezi că e un loc super șmecher, Alice, pe bune. Ok, hai să văd. Deci trebuie să luăm pe undeva prin partea asta, parcă era, dacă mi-aduc eu bine aminte, mergem pe, a, stai că pe aici e drumul închis, mamă, stai că am uitat. Bă, dar... Bă, nu, la mine e drumul închis, a, și m-am blocat. Ia uite, bă, Alice, unde am ajuns aici, este o cursă lucky block, Alice, dacă știi de asta, la final o să trebuiască să ne batești toate astea, mă, Alice,
Chris, ce faci acolo? Bă, câte chestii mi-a dat aici? Bă, da! Mama! Bă! Stai acolo, nu mai da! Nu! Bă, frate, am murit din prima! Aola, bă, frate, n-au că n-ai! Bă, da, fiți atenți, hai să... Bă, da, cu câinele ăsta cum pot să-l fac să fie al meu, practic? Nu cred că pică oase de la astea! Sau pică, nici nu știu dacă pică, orice mi-a luat elitra ăsta, arată interesant! Mamă, și câte faci pe aici, bă! Alice, ce părere ai? Îți place aici unde te-am adus? Da! Chiar e foarte fain, opa, facem așa, o schemăm dublu, uite așa. Mamă, da, să vezi la final cât de tare o să fie Alice, pe bune acolo, să fie și mai tare la final. Ia mă, ce surea asta? Nu s-a aflat nimic, nu știu care e faza cu ce surea asta, dar mă rog. Ia să-i depune și în shield-ul ăsta așa. Bă, dar să le fii atent, hai să mă... Deci ne batem doar la final, că atunci arena aia de final, aici nu ne batem. Aici, practic, dacă e să muri... Bă, deci, s-a băguit ăsta, practic mi-au căzut, haide-mele pe jos, wow, frate, mai am puțină viață, că mi-a picat ăsta în cap, doamne, ajutor! Dar Risele, ți-l pasez. Bă, câte chestii pe aici, du-te, așa, gata, ia să vedem aici, ia să vedem cine pică. O, gata, am și eu o sabie, bă, am nevoie și de mâncare, ia, că ăsta mi se pare că îmi dădea, de asta, mă, cât de tare. Ajutorul-s blocat aici, ajutorul-s blocat în bedrock. Da, nu ne pasă, acolo. Nu ne pasă, mamă, am speed acum, mamă, ce fac cu speed-ul ăsta? Mamă, dar e bine că pot să urc direct pe aici așa frumos, mamă, am dus direct aici sus, mamă, cât de tare, bă, frate, cât de miște și cu ăsta. Bă, deja ce să zic, bă, dar n-am ce... No, uite-te unde am ajuns, mamă, bă, frate, ia că pot... Dacă pot să sparg eu ăsta, sper că pot să ies pe aici, dar prin blocul ăsta, că dacă nu pot e cam jale, bă, frate. Bă, Mă, ce mă, dă plângi, dar gata, mă, că ai ieșit, e perfect, ce mă plângi? Nu mai acum să ies. Ai, dar Râsele, acolo rămâi, mori acolo. Ce să faci, dar Râsele, nu poți să te omori? Păi nu, știu că-s blocat. Da, ești blocat, dar Râsele, da, și acum să plânge toată lumea pentru tine, dar Râsele, mamă, ce rău ne pare, dar Râsele, știi? Da. Păi nu, că nu ne pare rău, mamă, o să te buzi. Păi, face domora, face rău, ia, dar Râsele, vrei să te ajutăm noi, dar Râsele, pe tine să nu mai fi blocat acolo, că uite, de fapt ne ajută Alice, că a ajuns practic la final, deja s-a dus Alice, aici m-am înfiat încă, eu sabia asta și de fapt să-mi dau asta, mă, deși ți-a trebuit, bătălia finală, hai să te, bă, ce faci, bă, dar să te crezi în Fortnite, mă, bă, Alice, hai, bă, dar să, te crezi în Fortnite, dar să, te-ai pus pe aici, te-ai urcat pe toate astea, nu, te-ai urcat, te crezi în Fortnite, a, cât de slab, dar să, Alice, opa, Alice, trebuie să ne batem, te rog, te implor, te orice, te rog, du. Ce? Ia poison. De ce ai iat-o? Da și tu, ai și tu poison. Ia să de... Nu că n-am. Asta cu knockback. Ia uite ce pot să fac eu acum, Alice. Dacă pot să-ți dau cu ăsta cu knockback, te-ai cam dus. Nu, nu e adevărat. Să vezi acum ce-ți fac eu. Da, trecem cu ați, am câștigat prima rundă, mai dăm o rundă, mai vrei să mai dăm ce aici, ce spuneți, mai dăm? Mie mi-a rămas poison ăsta, Alice, mamă, nu înțeleg, bă, stai puțin că, bă, ce, Alice, mie mi-a rămas efectul, stai, că mi-a rămas efectul, bă, frate, stai că trebuie să intru și hai că tot ăla, și ce, bă, nu-mi pasă, mori, hai, mori, că nu mi-i slab la Fortnite. Dar să, te ești pe Fortnite, aolo, bă, care să ne, tu te ești pe, Ok. Ok, nu știu ce fost aia, dar în fine. Ce asta? Knockback. Și eu am smite sau ce e asta? Mamă, smite unul. Bă, frate, eu cred că mor acum. Gata, m-am dus, practic. Acum mor și eu, frate. Eu mor că mi-a rămas ăla. Bă, frate, dar nu-i corect. Dar măcar acum mi s-a dus și mie ăsta și nu mai am. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe undeva pe aici, ia să iau eu ăsta și pe aici. Trebuie să sar așa prin partea asta. Bă, da. Bă, frate, fix în lava am picat. Bă, da, am și eu noroc, bă, dar mai bine nu-l mai aveam. Adică, pe bune, frate, nu... Ia-ți sper, mă. Mă, ce... Nu, nimica, nu, n-ai înțelege. Ce, bă? Ce cu tine, Rafael, ce cu tine? E bine la cap? Mă, ce vezi, mă, de se place acolo? Ce se întâmplă, Liz? Nu se întâmplă, mă, nimic. Am crezut că urla cineva la mine, da? Ia ce se întâmplă cu perlele astea? Deci mă, fii atent că mai sunt niște perle așa. Bă, ce e asta? Aolo, bă, ce, doamne, iartă-mă, era ăla, bă, frate, că eu mor acum în continuu și nu mai ajung acum la final, wow, cât de tare, Alice, bă, ce să spun, Alice, la mulți ani, Alice, ai văcut și tu 12 ani, Alice, dar Râsel mai are mult, bine face și el 12 ani. Ajutor, Enderman! Da, picat aici, pe mine mă omoare Bob, așa-l cheam pe ăsta, deși a pus în ăsta, pe și cum pot să scamă de ăsta, că văd că, bă, dar e prea, aolo, bă, frate, nu, de ce să dacă mă atingi odată
tu practic am murit, deci trebuie să mă duc prin partea asta, că n-am ce să mai fac. Bă, Alice, cât să ne-ai făcut tu 12, parcă, nu? Da, da, de ce? Da, da, bă, Alice, nu știu că ești mai mare decât Aresel, bă, acum mi-am dat seama. Bă. Păi da, eu știu asta. Da, da, bă, dar Aresel, bă, da, nu, eu cred că, vă cred că ajungeți la final și eu rămân cu nimic, bă, frate. Dar eu sunt la final. Tu ești la final, mamă, frate, eu n-am nimic, nu știu ce să mă fac, nu știu ce să mă fac, bă, frate, bă, ce pot să fac? Bă, o sabie. Doamne, sabia mea, frate, nici mie îmi dispare sabia, pe bune, eu dau cu sabia și mi-e face bum-bum. Da, dar se face bum-bum sabia, bă, dar să le ce să-și fac altceva. Ia, ghiți ce s-a întâmplat. A, ai ajuns la final, wow, cât de tare, și acum eu practic am rămas cu... Hai, repede. Nu cred, nu pot să cred așa ceva, deși fix eu acum, și practic rămân fără nimic, nu? Sau, bă, nu s-a pus oricum nu, aveam un sabie cu sharpness 5, aveam armură full diamond, aveam enchanted golden apple și o grămadă de chestii. Da, și dar să l-ai și s-a aftica, dar să-l mă, Alice, ce să... Nu, la fale, bă, acum intru, s-o buchit. Bă, unde ești, mă, dar să-l, bă, unde vorbește, mă, să Alice? Nu știu. Bă, ce... Ah, ok, dar să-l, bă, ce să mai și facem acum, bă, Alice, ce să... Bă, stați puțin așa, bă, mai are rost să ne mai jucăm vreo rundă, sincer, adică, bă, bune. Acum o să mai jucăm o rundă, înțeles că eu... Bă, fiți atenți, mai dăm o rundă și eu dăm speedrun pe asta, da? Facem speedrun, bă, da, cred că s-a blocat harta, mă, frate, că nici acolo n-am putut să ajung la final, că m-au omorât alea, fix atunci s-a... Ia că mă pun și eu, bă, ce? Da, s-a băguit harta, că aia, nu mai putem, trebuie să mergem acasă, că altceva nu mai avem ce face. Fii antenă, bă, Rafale, eu mă dedic lui Alice. Alice, mai urâtă. O te vezi, gata, mama. Ia, merge sau nu merge, dar sile, că văd că ai apăsat pe tatera și nu mai merge. Ia, deci dacă nu mai merge, acum trebuie să mergem acasă, că n-avem ce face. Ia, ultima oară, hai mă că merge, gata, mă. Alice, la mulți ani, bă, încă o dată, Alice, sperăm că îți place ziua asta, cum ți-am făcut, de cadourile, totul și ce-am petrecut și astea. Da, mulțumesc. Nu! Da, uite, da. Da, ce cadou a primit Alex, practic, de ziua aia, mă, deci, da, așa a fost și la mine, mă, la ziua mea, sau că am făcut nervi, nu știu dacă ție îți facem nervi, Alex, cu asta, dacă îți faci nervi și așa, dar eu, la ziua mea, nu te cunoșteam pe tine și am fost cu Tarasel și am fost la un parcurs din ăsta și am făcut cam mar, n-am avut nervi, trebuie să Da, ok, ok, Alice, deci eu practic, na, eu vreau să fiu prieten cu tine și tu așa faci, Alice, da? Bine. Păi cadou de ziua mea, mă, cadou de ziua mea. A, mi-ai făcut o cadou foarte frumos din partea ta, Alice, ce să spun, adică pe bune, bă. Bă, dar ce faci, mă, ăla? Bă, dar... Dar n-am făcut nimic, eu mă, nu știu ce aveți voi. Doamne, dacă m-ați văzut cât de prost am fost la faza asta numai, că bine că nu m-ați văzut, că dacă mă vedeți cât de prost am fost la faza asta. Ia du-te, Alice, gata și tu, gata. Ai făcut așa ceva, cum ai îndrăznit? Bă, ce se întâmplă? Bă, Alice, cred că tu mi-ai pus blesteme, mă, Alice, tu cred că te joci cu vrăjitoare, cu din alea, să faci blesteme. Da, păi eu chiar așa sângem. Da, ok, să sper, ia fie din Alice, că acum o să mor și tu, deci mă mor pe mine, acum te omoarești pe tine, dar Arsel, mamă, ce bine-mi pare, Alice, pe bune, mă, dar hai, mă, să facem și noi să sângem la final, mă, dată, sângem, bă, fiți atent, vrem să ne batem la final, să ne batem cu pumnii, ce spuneți? Nu! Bine. Hai, dar să ne batem cu pumnii, că și așa tu nu ajungi la final, dar să tu niciodată. Așa, Alice, mergem direct la final, eu mă duc la final, primul care ajunge, practic, da, acolo și ne batem cu pumnii, da, să n-aveți altceva, bine? Da, cu pumnii, cu pumnii. Hai că e runda finală în care trebuie să ne batem pe bune, tu că la prima rundă, practic, dar să tu ai fost cam fraier și acum la a doua rundă nu s-a mai întâmplat cam nimic și asta e treaba, știi? Da. Păi da, acum, fi tăt, să, bă, dar să-l dă-l jos, dar să pe bune, nu, hai să-și compre... Hai, să-i cam pe bune. Alice, și ceva, hai să ne băgăm pe Darcel, dacă e, uite-te la ea. Bă, nu, Alice, să mă că nu. Da. Fie fraier ăsta, dă-i-n el, Alice, dă-i Alice. Pe inimă. Sunt o inimă. Alice, nu putem să facem echipă ca să ne batem după noi, că ăsta tu nu vezi că are avantaj. Tu vrei să rămâi cu el să te bate după? Bine, hai pe el. Uite la el cum s-a pus acolo, doamne, bă, dar să le dă te mai jos, mă, dar să le gata, lasă Fortnite-ul, că tot te crezi în Fortnite acum cu Trip, dar să le mă, pe bune, nu putem să ne jucăm și noi ca lumea, așa face Aliza, așa. Da, cel mai frumos cadou de ziua mea. Da, cel mai frumos cadou. Iau.
Ah, ce zi minunată, în sfârșit, uitați-vă că am revenit aici, n-am mai fost de foarte mult timp, deci în casa asta la Dark Souls chiar n-am mai trecut de foarte mult timp și vreau să văd ce se mai întâmplă pe aici, ce face și acesta și ce face, bă, ce faci mă acolo, bă, alo, Dark Souls, unde tu ești mă, hai că știu locația asta, crezi că nu mai țin minte, alo, unde tu, Dark Souls, stai mă că sunt răcit, mă, nu pot să țip așa și să alerg după tine în continuu, unde tu, iartă-mă, sa... hai că știu că ești, bă, unde ai dus mă, Dark Souls, ce faci mă? Doamne, unde s-a dus mă prostul ăsta, mă, mă? Hai, mă, dar... Hai, te-am spus, Rafale, ce faci, Rafale? Hai în piscină, hai, hai! Da, da, hai în piscină, hai în piscină, așa, mersi... Stai în piscină, stai în piscină, stai în piscină, hai, hai în piscină, hai în piscină! În ce, mă, în piscină? Ce aia, piscină? Băi, lasă-o, hai! În piscină, hai! Hai, mă, lasă-o... Doamne, deci... De ce am venit eu cu ideea să vin aici să văd ce mai face Darius, mă? Hai, mă, dar să ce... Ce ți-ai pus mă pe cap, bă? Dă-ți bă, dă... Da, bă, Rafale, dar de ce am venit aici? E, cum adică de ce am venit? Ce, nu sunt bine primit sau ce, dar usere? De ce? Că fie antena, ai față de urât și te cheamă urât. Da, a, da, da, ia, ia, stai puțin, stai puțin, stai puțin, ia, 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 stai puțin, stai puțin, bă, 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 vezi tu ce acolo? Ia, uite-te, 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 uite, vezi, 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 vezi și tu, vezi și tu? Păi nu, tu? Gata, nu, nu, ai, da, gata, bă, gata, gata, nu mai bate joc, mă, nu, gata, gata, nu mai bate joc, mă, vorbește-mă ca lumea, lasă-mă, hai, da, gata, 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 mă, ce faci, mă, ce faci, dar răsile, ce, ce, ce aveai de gând să faci tu azi? Eu fi antenă, eu vreau să fac 50 lei, mă, 50 lei! Da, mă, vorbește-mă ca lumea, omule, cu mine, dacă te întreb, mă, dacă te întreb ceva, de ce nu vorbești cu mine ca lumea, uite, câinele la săracul, ce l-ai lăsat aici lipit de gard, ce stă ăsta lipit de gard, mă, dă-i mă drumul să nu fie chiar așa lipit de gard. Dar Rusel, știi ceva? Cred că nu mai vreau să mai fim prieteni. Hai, pacă, plec de aici. Hai, lasă. Stop, 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 stop. Bă, dar Rusel, unde ești? Mă, vine înapoi că am ceva pentru tine. Hai că vreau să facem ceva, o înțelegere, ceva. Unde te-ai dus, bă? Ce unde... Hai, hai, fii atent, hai, vrei să mergem, fii atent, știu un loc în lada aici, de, nu știu dacă am, nu cred că am fost cu tine niciodată, cred că a fost... Stai, 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 că vin, stai, că vin, stai, că... Ah, mă, nu-ți mai bate, mă, dar să le vorbește o calma, vine după mine, repede, hai, hai, repede, hai, ai mâncat ceva de dimineață, ia doi burgeri aici și satură-te, dar să le, dacă ai... Bă, 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 ce fac, bă, 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 da, stai că vreau să prăjești, bă, 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 aici după mine, dacă ți-am zis vrei să te duc undeva ca lumea sau da, nu vrei să te duc undeva? Da, vreau să prăjești, stai, 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 Alunelu, Alunelu, hai, lași-o, vara asta, a susit cu un foc. Vacanța de vara a susit cu un foc, salut, ce faci, Rafael, ești bine? Bă, Alunelule, nu știu, vacanța a susit de prea mult timp, nu știu de ce zice că abia a început, da, era bine, abia să înceapă, da, eu sunt bine, de dar să nu întrebi că e neimportant, ai, ai auzit, dar să de tine nu întreabă. Doamne, hai că ești un NPC, gata, dar să vină repede cu mine, că deja mă enervez, hai cu mașina, maică, tipă, dar chiar unde-i maică ta? Dar să... Mașina asta, hai! Bine, hai cu mașina de gol, dar de ce conduci tu dacă tu nu știi unde să mergi? Dă-te, dă-te mă la parte, lasă-mi pe mine să conduc, dă-te mă! Bă, da, știu, cobor! Știu, vrei, vrei sau nu vrei? Vrei să te duc sau nu vrei? Zi, da, asta! Uite cât de prost ești, ce ești așa prost? Urcă-m! Ce? Ce? Hai să mergem, hai, unde mergem? Nu mai fi mă și mă încăpățâna, dar să le termină cu încăpățânarea asta, hai urcă de pe de sus, hai sus, hai sus, băiatule, hai mă, dar să, dar să, dar să, urcă! Dar nu vreau mașină, bă, Rafa, vină, eu vreau... Urcă, mă, omule, da, tu vrei să... Hai, da, hai cu avionul, Rafa, hai cu avionul! Bine, mă, hai, du-te tu, hai, lasă-mă în pace, pai, am plecat, du-te de aici, hai, că, doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, deci chiar nu înțeleg, mă, pe bune, e prost rău de tot. Bă, nu știu de unde, doamne, iar te-am mai scos avionul ăsta, da, hai, coboară, mă, dar să le urcă, vin aici, hai, vin. Bă, dar cum nu, avionul, te rog, vin, mă, nu-ți mai bate joc, să-l vorbește, mă, calul meu, mă, prieten, treapta mea, vin aici, ce faci? Hai cu avionul, Rafael! Bă, omule, vorbește-mă, omule, ca lumea! Vină după mine și taci din gură! Mai bine nu mai vorbi deloc, omule, lasă-mă în pace, dar să le vrei... Că vrei să te duc sau nu vrei? Ai zis că vrei! Da, văd ce entuziasmat ești tu, nu mai poți de fericirea aia ta, dar să... Tu, cu avionul! Doamne, iartă, vrei să te duc cu avionul în oraș! Avionul în oraș! Nici bă, ca... Bă, dar era elicopter! Că cu avionul n-ai unde să oprești, cu avionul oprești doar pe pista de avioane, pe aeroport, altundeva n-ai cum să oprești avionul! Bă, nu! O să parcăm acolo la ei! Bă, cum? Oh,
Aole, dar să le deci cu tine chiar nu se poate așa ceva, mă, dar să le știi ce? Știi, gata, lasă-mă în pace, nu mai vorbi că văd că vorbești numai prostii, dar să le ți-am zis să vorbești cum trebuie, când trebuie și gata. De fapt, știi ceva? Hai, du-te joacă-te fotbal. Du-te și joacă-te fotbal pe mine, lasă-mă în pace, că eu. Bă, nu, uitați că vreau la fale. Coboară, nu. Și tu, iartă-mă. Ok. Aveam și o nevoie, chiar bă, voiam și o să merg repede aici, bă, la fotbal, n-am mai fost de foarte mult timp. Băi, cineva pe terenul de fotbal, salut băiatul, Ia! Și doamne, asta mă faci, mă, de simțitule. Și vii aici, te oprești în fața mea, eu te salut, tu, ce te uiți la mine? Zici că sunt statuie, ce sunt? Sunt expoziție de muzeu, ce sunt eu pentru tine? Dar te uiți așa la mine, ți-am permis să te uiți la mine așa? Te-am salutat, trebuie să mă salut, salut. Salut, băiatu, ce faci? Băiat? Eu sunt băiat? Uite-te la mine cum arăt. Ai, ești fata? Da, sunt fata, omule, hai să rămână, doamna, să rămână! Da, nu sunt doamna, băiatule, vezi că... Hai, mă, te-ți că ești meghera, hai să ne jucăm fotbal, a? Fii atent, hai, vezi câte lume, hai, 3, 2, hai, mă, bă! Bă, unde știi, mă, tu să... Bă, n-ai rău să... Bă, fraiere, n-ai voie așa ceva, dacă mai faci așa te descalific. E afară, băi, afară, pleacă! Bă, nu mai lua mână, bă, nu te joci baschet, hai să te joci fotbal, mă, omule! Hai, că bat cornerul, hai, fii atent! Ce corner bați, mă, tu? Bă, du-te, mă, încolo, copil, bă, ai probleme cu capul, ia, fraiere, hai să te văd, fraiere, hai! Fraiere, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Bă, stai, mă, că trebuie să fiu la mine în teren, aha. Deci n-ai răbdare, bine, n-ai răbdare, aha. Te crezi, aha, bine. Ia, fraiere, du-te. Fraiere, 2-0, mamă, cât de fraiere ești, mă, copile. Bă, ok, aha, fii atent că n-ai ieșit. Bă, stop joc. Stop joc. Bă, de ce ești așa prost? Adică-s prost! Păi ești prost? Mă mai ieși la mișto acum! Bă, tu te, bă, doamne, iartă-mă, da aici, de la mine! Ia, fii atent, că ești mechiră! Bă, tu, Iată-i blingă! Nu, stop! Vino înapoi! Vino până... Dacă nu mă enervezi și chem pe Tachio! Vezi că... Chem toată brigada! Bă, tu așa vorbești cu o fată? Ia, vine puțin! Nu, avem ceva de discutat, ia lasă mingea! Bă, lasă-mă! Bă, ok, bine, așa mă! Nu mai da! Termină! Bă, ce mă? Bă, tu ești îmbel? Ce e aia? Răspunde la întrebare, ești tâmpit? Nu! Nu ești tâmpit? Nu! De ce e aia? Ce e aia? Mă mai ieși la mișto, ia cum te... Unde tău, iartă-mă! Bă, oprește-te, copile! Bă, cine ești, mă, tu? Nici nu știi să vorbești, bă, ești un pirul. Uite, urcă! Ia, ce ești tu? Te crezi tu, șmecher? Ia, șmecherul din fasole, de cine ești tu, bă? Bă, mixez, bă, bă, tâmpitule! Bă, mixez, mă, bă, ce faci? Bă, mergi, bă, cum trebuie! Bă, știu... Bă, du-mă la restaurant, mă! Bă, tu ai părinți? Da! Și așa te-ai educat. Bravo! Bine, mersi că ai tu și pe mine, bravo! Hai, du-mă! Să fiu cu tine într-o mașină, într-un de-asta, mă! Bă, fiți ar copilul să fie! Coboară jos acum! Coboară jos! Stai!
coboară jos. Uite-te la mine, uite-te la mine, coboară jos acum, am zis. Coboară jos acum, am zis. Coboară jos acum, am zis. Bă, nu neapă, du-te mă la... Bă, a, mersi, fraiere. Bă, doamne, bă, da, prost e, bă, copilul ăsta. Cine, doamne, iartă-mă, e, mă. Bă, urcă-mă înapoi, bă. Unde-și, vină-mă înapoi, mă, hai că te conduc eu. Hai, urcă înapoi, hai, nu mai fi așa de terminat. Hai, femeie, hai. Hai, urcă odată, așa, cine ești, bă, tu? Ia mai zi odată, cine ești tu, bă? Bă, cum trebuie, cu doamne, iartă-mă, să, bă, cum să merge, bă? Bă, cu doamne, cum să merge, bă, cu ăsta? Aolo, ia. Pe mine, mă, cheamă, Endaru, senul 2012. Ia. Oh, gata, mă, fii atent că... Bă, vine-mă repede că, bă, mamă, știi ce-și închide restaurantul ăsta, bă, vai, n-ai idee, deci cred că n-ai mâncat în viața ta, cum e aici, n-ai mâncat în viața ta, mă, ce scrie, mă, aici? Diner... Bă! Stai, așteaptă acolo! Bă, ăsta n-a zis că-l cheamă, dar o să-l dumnești pe... Ce te-ai urtă? Bă! Așteaptă, femeie! Bă, tâmpitule! Avionul ăla, bă, ești nebun! Bă, s-a uitat avionul ăla în continuu, nu l-a oprit! Bă! Băi, ce? Bă, tâmpitule, n-ai oprit... Ce fa... Bă, ăsta e restaurantul tău! Da! Și-o... Doamne, de unde mâncam eu și am zis că e bun, nu mai e bun, gata, bă! De ce nu e bun, e bun? Bă, mașinile toate astea, ce, doamne, iartă-mă, faci, mă, probleme, mă! Bă, fac urc! Doamne, ce ai... Bă, ia, mă, avionul ăla de acolo, că... Doamne, bă, ce, doamne, iartă-mă, mă, ce... De cine, doamne, iartă-mă, dar nu vine să cred că ăsta chiar era restaurantul la... Cus, bă, ia, stai puțin, bă, ce, da, ce faci, mă, asta? Bă, mă, e bună ca mine, what? Bă. Ia că vin, ia, Bă, tâmpitule, bă, ia vină puțin. Bă, cum doamne iartă, bă, e ăsta restaurantul tău? Cum să fie, mă, ăsta restaurantul tău? Bă, tu ai nebunii, mă? Bă, tu ce scrii, mă, aici, mă, pereții la oameni? Bă, cum e, mă, restaurantul ăsta tău? Tu câți ani ai? Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani! 10 ani? Și cum doamne iartă, mă, la 10 ani? Care e 10 ani, mă, că ai 1, 2, cum ai zis tu acolo, bă, cu balele astea la gură și mai e și chelios, nici nu ți-a crescut părul, mă, copile, doamne! Cum e tu restaurant? Da! Cum? Păi cine ești tu? Eu sunt Taru, sunt 2012, acolo stă bunic mea, acolo stă un prieten de-a meu, acolo stă un prieten de-a meu, acolo stă maic mea. Unde acolo, mă? Bă, tu ce? Bă, acolo! Și cine, doamne, iartă, mă? Aolo! Puh, să-ți fie, de râs. Ce te întrebam pe tine? Ce te întrebam? Bă! Bă, ești fraier, bă, ești chiar cateringhe, ești chiar șmecher, nu știu, toți copiii de pe aici chiar erau foarte fraier, nu știu, dar tu ești fraier, te-ai șmecherul la același timp, tu ești fraierul la șmecher, adică măcar ești amuzant așa, râzi toată lumea, nu știu, nimeni de glumă pe aici, sau, de fapt, cred că nici tu nu știi de glumă, că la cât de prost ești, uite de la tine ce față ai. Gata, prinde-mă, fraiere, găsește-mă, spune-mă, Aha, bă, tu te-ai lovit la cap, mă? Bă, tu, de fapt, chiar te-ai lovit la cap. Bă, ce, doamne, tu m-ai făcut, mai devreme, bă, tu ai probleme, mă, bă, tu, ce, doamne, vai de capul tău, bă, ce ești, bă, fraiere, fii atent, deci, tu ai restaurantul ăsta, da, da, eu am mare iaht, șmecher, de la șmecher, bă, mare. Ia să-l văd! Păi de unde, mă, să-ți permiți tu să ajungi acolo? Când vreodată faci, să-ți permiți tu să ajungi acolo? Ești tu așa băgat? Hai, bă! Bă, tu bezi cu... Bă, tu te... Unde te iertăm, prici, mă, cu asta acolo? Mergi cu avion privat, mă, cu elicopter privat, cu... Bă, ce să știi, mă, tu, cu de-astea, că tu ești vaia de capul tău, mă! Ia stai, mă! Hai! De unde ne-ai mă lăscut, mă, tu, bă, ăsta? Pe fii, cine ești, mă, tu? Ia zici mie! Eu sunt
jotul magicianului Leonardo da Vinci. Cine e jotul Leonardo da Vinci? Nu era magician, era pictor. A! B! Ba nu, eu sunt Leonardo de capră. Ce ești, bă, brânză de capră? Ce ești, bă, tu? Leonardo de capră! De capră! Ce capră, bă? Ce, bă, maică ta e capră, ce ești acolo? Nu, eu sunt Leonardo de capră! Cine ești, bă, tu? Leonardo de capră! Bă! Ce? Cu ce tunel te-am ajuns eu, mă, să vorbesc? Du-te, mă, de aici, vai de capul tău, copil, ce e, mă, plec! Ce? Arată iaurtul tău, iaurtul ăla! Ce iaurt, mă? Ce, buțe, foame? Du-te, mă, și mănâncă aici la restaurant! Bă, dar cum te iaurtul meu ăsta restaurantul tău, mă? E pe fie antena, măi, eu sunt șmecher, mă cheamă Tarosel Fiftile Leonardo de Capră! Al doilea! Bă, știi cine ești, mă, tu? Cine? Vrei să zic eu chiar pe bune cine ești tu? Da! Tu ești un prost! Bă! Ce mă cu iepurașii, mă, dar mă, ce dormi, ce faci? Unde? Ce, Rafaele? Ce faci, mă, omule, dar sel? Alo? Ce? Da-te, mă, lasă-mă-n pace, și ia, ce vrei? Ce faci, mă, cu asta pe capă, vorbește, mă, omule, cum trebuie, dă-ți, mă, doamne, iartă-mă, astea de jos de pe capă, mă, mă, ce cauți, mă, omule, ce dă-ți faci toate astea pe aici, doamne, dar să le închitele, mă, ce faci de zordine aici în casă, vrei să vină maică ta pe tine să te ia la bătaie? Nu, Rafaele, dați fie antenă, eu încă tu de plajă, bă, Rafaele! Alo, nu mai țipa așa că nici nu te aud, Darusele, mă, ce, calmă, omule, de ce țipi, mă, ce mă, că faci, te duci, ce, mă? Pe fie antenă, bă, Rafaele, eu caut de la de plajă că o să merg la plajă, bă, la unea cu o fată frumoasă. Bă, nu mai țipa, mă, omule, ți-am zis, vorbește mai calm, ca să te aud cum trebuie, să-ți aud vocea ta frumoasă, Darusele, pe care evident că nu ai, dar zic și așa, hai, zi. Ce mergi, mă, tu la plajă? Cu cine mergi, mă, tu la plajă, mă, dar Sele? Ce plajă? Cu frumoasă! Și ce scaun, mă? La ce plajă, mă? Ce, bă, ce visezi, mă, omule? La uniac! Bă, bagă-te, mă, la somn, mă, dar Sele, bagă-te la somn, treci la somn. Bă, mă, nici altă, uite-mă, bă, fii antenă! Ieri m-am întâlnit cu o fată frumoasă și am scar uniac, că e gen... Eu i-am arătat restaurantul meu, că să-i place și zic că sunt bogat și frumos. Da. Și așa pot să merg cu ea la iar cu ei care uniac cumpărat. Da, 100%, 100% ți-ai zis așa, dar Sele, tu nu vezi că te-ai mișto? Bă, ce doamne, iartă? Doamne, cât de prost, uitați-vă, și-a făcut asta aici, dar e tot prost. Mă, cu ce fată este, mă, ăsta, mă, ce doamne? Dar Sel, vină înapoi, mă, bă, stai puțin. Păi ți-ai luat, mă, lucrurile? Nu! Bă, prostule, ia vină încoace, stai puțin, hai să vorbim ceva, stai, nu mai faci așa ca descrierea, tu vorbești normal, spune și mie, te rog, ce cauți mai exact? Pe ponton, o sticlă de apă și... Ce ponton, mă? Ce ponton, mă? Nimica! Caut un parfum! Mă, nu zi, mă, ce căutai de plajă? Api, căutam chestii că, fii antenă, eu să merg cu o fată la iactul ei! Și ce căutai de plajă, de ce aveai nevoie? Și n-ai găsit? Haide de plajă! Ai prostule, tu ne vezi că tu ești... Haide de plajă, bă, la plajă te duci în slip și tu ai slip. Bine, tu ai Pampers, dar asta e partea a doua. Hai, du-te, pa! Ok, pa! La! Dar să-l cagicaru, merge la ect cu fetiță frumoasă! La! Ia, mă, acum mă duc să-l duc. Uite-te la el, mă, că deja a venit aici, mă, să-l duc și eu la mine pe asta. Bă, când vine, bă, dar oare când vine, bă, femeia, bă, fie între, bă, dar pe oare cum mă cheamă ea, oare, Mirabela mă cheamă, Mirabela mă cheamă, alo, bă, dă-ți, bă, ăsta jos din cap, omule, că nu... Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă, fraiere? Ce-ai făcut, alu? Fraier, nu! Mă faci frate? Bă, nu mai dau în termen, bă, ești împit, mă, du-te, mă, de aici, mă. Cum te cheamă pe tine, mă, dar Sel Pișoțel, așa te cheamă, mă, dar Sel Pișoțel. Nu mai dau, gata, păi vrei să te duc, bă, ți-am zis că te duc la mine pe iaht și tu ce faci, dai mine, așa faci, bine. Hai, bă, tu torni iertă, băi, scos mă asta, bă, tu ce torni iertă, băi, ești vrăjitoare, bă, prostule, primă încoace, bă, alo, avem elicopter, bă, nu, bă, știi ceva? Cred, bă,
Bă, prost! Mă, cât de prost e copilul ăsta, bă, băiatul! Bă, doamne, bă, vai de capul tău, bă, 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 vine, mă, să vorbim, bă, mă, bați! Hai, bine, hai că eu plec, sigur, nu te mai duc acolo. Bă, bă, ce mă dești așa cu capul, mă, copile? Ești cu capul, ură tu! Ia, da, du-te de aici, mă, ia, ce-mi dai aici? Bă, nici nu asta nici ne dă mâncat în primul rând. Ia-ți ăstea înapoi, ia-ți catrafusele prostiile astea de aici. Și hai să mergem, hai, urcă, urcă repede aici. Hai, hai în helicopter. Hai, că este helicopter privat, n-ai mai văzut în viața ta așa ce. Bă, ce, bă, grasule, dă-te mă jos că nu mai merge helicopterul. Bă, bă, tu ești, bă, ce ești, mă, așa gras, bă. Nu, dă-te jos, dă-te jos. Dă-te jos că nu mai merge helicopterul. Bă, grasule. Doamne, ce te urcă, mă, așa, vai de cap, bă, nu mai mergea elicopterul cu tine, mă, ce te-ai, mă, din capul ăla, așa, te crezi mecher tu, a? Te crezi mecher, ia, bă, fraiere, în primul rând vreau să zic că mergem acum pe iahtul meu, iahtul meu e un iaht super, super tare, e dus aici, direct în mare, în toate astea, dar tu n-ai față, mă, de așa ceva, mă, tu, ai văzut în viața ta vreun iaht, tu nici măcar, tu știi măcar ce e la iaht, mă, ce, bă, ce se întâmplă, bă, bă, cu ce arunci, bă, prostule, bă, dai coal, bă, bine că suntem în apă, bă, cădem, bă, cădem, gata, bă, dar se, bă, copile, vine, mă, ce doamne, bă, ce faci, mă, acolo, bă, alo, bă, ce faci, bă, Oh, bă, du-te, mă, de aici, bă, ia. Bă, dar tu cât se rai, mă, bă, terminatul, ce, mă, de faci așa, ești cu capul, mă, ce faci, bă, da, bă, Ți-am dat voie să umbli cumva pe iahtul meu să scoți astea? Ia, bă, vin repede, vorbește cu mine, ia bagă-mă să ia. Ia, nu apăsă, prostul, nu apăsă, bă, termină-te, bă, ciudatule. Se mișcă. Ciudatule, vină înapoi, ciudatule, bă, vină-mă înapoi, hai să-ți prezint, mă, bă, lasă-mă, mă, bă, ce-i bă cu lucrătorii mei, vrei să nu mai funcționeze, vrei să ne scufundăm aici pe iahtul ăsta, vină-mă înapoi sus. Bă, dar prost e, bă, băiatul ăsta, bă, e prost rău, tu, mă, băiatul ăsta. Urcă-mă înapoi, mă, vină-mă la mine, mă, bă, tâmpi, bă, unde ești, mă, unde, Doamne, iartă-mă, te-ai dus, mă, bă, da, bă, cine aduc eu la mine, bă, cum am prieteni eu, bă? Unde ești, mă? Mă, unde ești, mă? Mă, urcă-mă pe aici, mă, bă, tâmpitul. Bă, urcă, Doamne, cum am prietenit, mă, cu tine, bă? Cum te-am iertat, mă, am prietenit eu, mă, cu tine? Urcă-mă aici! Bravo, urcă aici, om, bă, da... Băi, bă, ai probleme, mă, cu capul? Ai probleme? Ia fi azi. Da, ai văzut, da, cum fii atent, ai văzut cum s-a prestația, da, gen, ne-am dus într-un punct, am schimbat elicopterul de acolo, am venit cu alt elicopter, ai văzut? Păi da, așa se face, păi, ține-ți permite și până... Și pentru ce pus asta aici? Ca să nu-mi dea soarele! Bă, tâmpitule, stânga, dreapta, în părțile astea, la final, acolo ai de-astea să stai, nu să-l pui tu aici la mama nebii nicăieri, bă, ce, Doamne, ia, tu mă faci, ce faci, mă, bă? Păi tu mă jos! Eu vreau să-l demudești pe capitanul vostru! Și mă zic, alu, Bă, Doamne, iartă-mă, te-a adus pe iahtul meu aici să-ți prezint ce iaht șmecher am eu și tu ce, Doamne, iartă-mă, faci, mă, tu aici, bă, ce mă joc, mă, prinselea cu tine, mă joc, v-ați ascunselea, ce mă joc, trebuie să te alerg așa, mă, ce fac, ia uite, mă, ia uite, îți place, ia uite, acolo am atat, îți place, ia zi, mă. Ia cișa, unde? Al Palmier! Bă, tâmpitule, bă, ce tu? Ia tu, place Palmierul! Paul, o să faci și noapte, bă, nici nu ți-am prezentat iahtul meu, mă, ce, Doamne, iartă-mă, faci! Bă, tu, ia vezi tu, faci cumva de cap aici, faci după capul tău cum vrei tu, sau ce, ce se întâmplă cu tine aici, ce, cine te crezi tu de poți să, mă, ce faci, mă, dai toate astea, mă! Ce? Bă, tu ai probleme? Nu, de ce? Păi ce, mă, te faci așa? Ia stai, acum am atata! Doamne, ești fermier, mă, cu asta, Doamne, iartă-mă, ce copil, bă, ai probleme cu capul, mă, ia fiate, mă, să faci și noaptea acum, hai repede, fiate, hai să mergem pe următoarea zi, hai repede în cameră, hai să-ți prezint și unde sunt camerele și toate astea, vine după mine, mă, nu spune, mă, astea pe tine acum, bă, imbecilule, că s-a făcut noapte, bă, dar ești împit rău de tău, mă, dar tu n-ai pic de creier, mă, în capul al tău. Doamne, voie de capul tău. Ia du-te, mă, și fă o baie. Gata, hai să-ți prind camerele, că dacă nu-ți prezint nimic, aici o să te duci naiba de aici. Bă,
Bă, termin. Bă, fii atent, am ajuns o gătire așa de frumoasă. Bă, prostule, asta e iahtul meu, toată lumea știe cine sunt eu. Ce stai tu să prinzi la lumea? Ți-am mai zis ceva și tu nu mai fii antenă, zici mă, tu n-ai alte cuvinte, vocabular, tu nu știi să vorbești. Mă, termin! Bă, du-te de aici! Bă, copile, deja mă enervez. Cum doamne iartă, m-am ajuns să fiu mă prieten cu tine, mă? Cum doamne iartă, m-am ajuns să dau importanță la fraier, mă? Cum am dat... Stai! Ce bine e frumos aici! Ce înseamnă mă asta? Bă, ce înseamnă? Bă, mă bagi mă-n seama, tu-ți faci de cap singur aici, du-te mă la parc! Băi, e tembel asta, bă, e tembel rău de tot, ce nu mai supăr pe bune! Nu-l băga în seama, bă, apuci și mâna pe tine, vaia de capul lui, da, ștergi-te, cred că eventual ar trebui să-ți faci o baie! Mă, ce are mă la de face? Așa, olo, bă, olo! Bă, când ai ajuns mă aici? Ai metodele tale, ce mișto e aici, dar nu-mi place să stau lângă tine, mă. Bă, da, fii atent, hai mă să-ți prezint, vrei să-ți prezint sau nu vrei, sau vrei să te dau afară de pe iaht, una din două, zi, te dau afară sau îți prezint aici să vezi toată frumusețea și aici? Cred că nu am înțeles bine, tu vrei să te dau afară de pe iahtul meu? Ia fii atent, hai că pescuiesc, Ia, du-te și pescuiești acolo, pescuiești tu acolo, ia să te văd, ce faci mă tu? Bă, hai mă să-ți prezim mă iahtul mă copii de vine mă, unde, hai mă să-ți prezim mă, hai că te... acolo! Da, hai că te arunc eu pe tine, hai lasă, hai vină cu atent să-ți prezim, fii atent aici, uite ce frumos e zona aceasta. Mă, vii mă, odată să-ți prezim! Ia băi șmecher mă, hai! Bă, tu ai prins? Întrebare. Și așa te-au educat ei pe tine? Adică? Bă, fițar copilul ăsta, eu unde mă ăla? Unde mă ăla? Unde ăla? Șerif, vină cu acea, șerif! Da, nici nu mă bag în seamă nimeni. Ia, bă! Bă, mă, ce-și? Ia, uzi! Bă, știi ceva? Cred că îmi place falere și toate astea. Nu mai bine nici... Oprește-mă muzica! Oprește-mă! Ia fii atent, hai să-ți dau ceva, vreau să vorbim ceva. Văd că prea ești tu hiperactiv și așa și deja mă enervez. Eu cream că putem fi prieteni pe bune să ne distrăm și ala, dar mă cam enervez. Hai să ne distrăm acum, lasă-mă ăsta, hai fii atent, hai să nici cândva... Așa, acum pot să vorbesc? Hai! Ce faci, mă? Hai, zi frumoasă, zi! Păi, vei de capul tău, e milă de părinții tăi, sincer, chiar e milă de ei. Mă, hai să ne zic că învați ascunsele, eu zic că tot văd că alergi toate astea, hai că... Bă, nu, sepțin, tu nu mergi, pentru că am văzut că tu prea îți place să mergi așa, să alergi prea mult. Hai, du-te, numără, tu... Da, ok, de unde să mă ascund? Gata, taci că zic eu cum să fii. Gata, m-am ascuns, liniște, m-am ascuns. Păi, ce faci? S-am prins! Păi, de ce ai dat la drumul la muzică din nou? Nu știu, poate am găsit așa că tu nu mă ieri. Bine, hai că nu mă mamă, deci deja nu mai supăr pe ăsta, nu știu de ce. Bă, cum am prietenii, mă, eu cu ăsta, bă, are probleme, mă, ăsta are mai mari probleme decât mine, mă, am eu probleme la cap, dar el are probleme mai mari decât mine. Eu nu știu cum am prieten cu ăsta, suntem prieteni buni, bă, dar parcă mă enervează, parcă ne potrivim așa ca prieteni, mă, dar, bă, dar ăsta e, bă, întrece orice măsură, mă, ăsta pe lângă mine e peste, bă, deja mă, chiar mă și enervează, adică nu accept așa ceva, bă, bune. Te-ai ascuns, bă? Ce legate la curăpata? Hai, mă, să văd unde s-a ascuns fraierul ăsta. Opa, cum te cheamă? Mariane, unde te-ai ascuns, mă, Mariane? Ia să te văd, Marian, unde ești, mă? Marian, bă, Mariane! Aha, s-a auzit ușa? Mariane, vezi că cam dai tu ușile alea acolo, nu prea te fă bine, mă, Mariane. Mă, Mariane, mă, unde te-ai ascuns, mă, Mariane? Marian, bă, cum tu... Marian? Bă, mă bagi în seamă? Bă, alo, bă! A, mă, omule, că poți să vorbești cu mine, că nu-mi dă seama să știu unde ești dacă vorbești cu mine. Marian? Unde te-au lăsat scuz pe Mariana asta, mă? O, salut! Scuze! Doamne! Bă, ce, doamne, iartă-mă să mai fac, mă, cu ăsta, că vreau să scap de el odată, că deja nu mai supăr, bă, am zis că mă împrietenesc cu... Ce, doamne, iartă-mă, că am prietenit cu dita mai nebună, mă, cu ăsta... Ăsta nu e prieten, ăsta nu e om, mă, e animal, mă, ăsta, ce, doamne, iartă-mă? Unde, ce... Bă, ce... Iar a dat drumul la muzică tâmpitul ăsta. Așa, doamne, e cam oprim muzica asta, că deja mă enervează, mă, bă, ce, doamne, iartă-mă, faci ăla ca toate alea, mă, bă, deja e chiar e insuportabil copilul ăla, nu știu care e faza cu... Bă, alo, stai pe loc, te-am prins, bă, te-am prins, mă,
înțeles, tapping? Aha, nu te prindă, nu te prindă, nu te prindă, nu te prindă. Bă, nu mai! Bă, nu mai, gata, gata! Aolo, în sfârșit, bine că am ajuns la casă, că tu ești, ai probleme cu capul, mă, băiatule, te-am luat acolo la... Bă, ce dă-mi... Ce faci, mă? Dă-mă, tatu! Bă, dar ce-i, mă, problemele astea, mă, bă, n-am mai fost un om ca tine așa, mă, bă, ce ai, mă, bă, tu pe ce planetă trăiești, mă, omule? Doamne, vai de capul tău, mă, tu pe bune zici că ești pe altă planetă, hai că deja, bă... Bă, fii antenă, bă, nu știu, un act așa de urât, bă, iahtul meu e mai bun, bă! Ce iaht ai, mă, tu? Tu ai restaurant, mai iaht. Ce iaht ai, mă, tu? Unde să vin? Ce vrei, mă? Unde vreau să vin, mă? Ce, doamne? Bă, ce faci, mă, acolo, mă, înregistrezi sau de ce mă aud la tine? Ce se întâmplă? Ce faci, mă? Vino! Doamne, bă, fițar copilul să-ți fie, bă, te... Bă, mamă, deci eu îmi vine să dau cu... Vreau să nu mai existi, știi ceva? Uite, mă! Uite, vino, uite! Am și un iaht! Ai și tu un iaht? Da! Asta e iaht la tine! Hai, uite! Am plecat să colindăm tata cu Darusel! Stai! Ia-te în gură cu el! Uite! Hai, mă, Darusele, ce faci, mă, acolo? Ești, mă, afară? Ce ți-e așa frică, mă, omule? Ce ai văzut? Ce? Pentru ce ți-e frică? Că nu înțeleg. Alo, bă, Darusele, mă, ce-i, mă, băiatele? Ai, fricos de fel. A, fraiere, păi tu ai frică în tine, mă. A, deci nu te... Bă, stai, mă, stai, bă, așa. Bă, stai. Deci avem aici, fii atent. Avem... Frică, stai. Hai să mergem, hai, al atac. Ia. Bă, prostule, unde te duci, bă, prostule, vină, bă, înapoi, ia răbdare, stai, mă, că trebuie să facem aici. Bă, deși fii atent, Darusele, te-am adus aici, sunt la vânător de fantome și, în primul rând, trebuie să ne luăm. Tu ce ți-ai luat? Ce ai în mâna aia acolo? Uite, am un MF, o carte, bun, și un ăsta cu care trebuie să vorbești cu fantoma. Tu să stai să vorbești cu fantoma, practic. Și fii atent, cu MF-ul ăla, dacă îl vezi la 5, o să fie cam nasol. Adică, gen, o să fie bine că, practic, ne dăm seama de un obiectiv, dar o să fie cam nasol, s-ar putea să ne pânte fantoma să vină să ne bată, să ne omoare. Numele fantoma este Deb, de ăsta, Deb Cruz, Deb, ia, Deb. Da, faci Deb aici, stai puțin, dar să le fii atent, mamă, deci eu am un flashlight, am un termometru și de aici trebuie să mai iau, ce, o stick of sound kid-ul? Ritual, bă, ce faci, bă, ce ai cumpărat, bă, de ritual? Și mai au o cameră. Nu, camera, nu! Ok, ia asta UV, lasă-l, nu punem sarea și alea încă, nu punem sarea și alea încă. Bă, tu mă vezi pe mine, mă, omule, eu te-am adus aici și tu mă vezi pe mine cumva și nu știu eu? Am fiante noi, eu știu asta, okay, să fac ritual! Ok, fii atent, collect your equipment from the chest, bun. Deci trebuie să luăm echipamentul, am luat alea, intrăm în locații, așa, instrucții, astea sunt doar instrucțiunile și altceva, obiectiv. Unde sunt? Obiectivele le avem aici în cartuchi, deci trebuie să descoperim practic ce fantomă e, evidențe cu MFU, o cameră trebuie să punem și da, trebuie să nu ne ia asta, în fine, ce faci aici? Bă! Hai! Doamne, să fie totul bine cu prostul ăsta! Fiți atenți, deci vreau să-i fac niște farse, deci merge ăsta, mă? Deci, ok, am dat drumul la lumină, ok, vedem prin partea asta, mergem cu termometru, bă, unde ai dus, mă? Bă! La cutie! Cutie! Nu aici! Eu am 16 la asta. La mine e încă rămas asta mic, gen, nu are treabă, are 15. Fii atent! Mergi! Ce spune tu? Tu te crezi amuzat, mă, copilă, dar în serio, ia fii atent! Ai auzit tu? Nu! Ok, bă, ce? Ce ăsta e blocat? Cum deschide cheile? Cred că avem nevoie de niște chei de ceva. Levantare aici, vino! Da, nu are treabă, trebuie să avem și noi de-astea, nu da, nu găsim... Da, de ce m-am până etaj! Da, fii atent, că am descoperit aici ceva, în spate ceva, nu ne nimic. Bun, fii atent, ia du-te mă jos, ai dubă să mergi jos, fraiere! Ha, mă, că tu ești mic, parcă și văd că nu mai poți de frică, faci pe tine de frică așa, văd. Ok, deci avem ce aici, sunt toate blocate, s-ar putea să găsești pe aici o... Deci, da, nu e nimic aici. Ups, stai că am închis luminile din greșeală. Ce-i asta? Ce? Ai văzut? Nu vezi? Nu! Ăsta!
căzut unde ăsta? E level 3! Nu mai e! Oh, este eu cuiva aici! Mulți să-mi trăiască! Ce mă, nu aștept să mai cânt la mulți să-mi trăiască? Hai de capăt ăla, copii! Vino mă că nu e nimic, mă, n-are treabă, trebuie să fie la 5, mă, ca să fie nașpa rău de tot, gen să fie fantoma. Vino aici după mine, că eu sunt aici. Păi vino aici, nu e nimic aici. Dar prinde și tu luminile astea, că trebuie să fie aprinse luminile, să avem și noi vizibilitate mai bună. Cred că, dar aici nu știu dacă e, bă, nu poți să urci sus aici. Fii atent, s-ar putea să fie, ai fost, mă, n-astea, tu n-ai fost, că și aici vreau să fie. Ce, mă, vino. Tu deschizi ușile? Da, eu deschid niște uși. Dar depinde unde vezi tu ușile alea când le se deschid. Faza e, fii atent. Faza e că nu cred că am descoperit nimic. N-am descoperit gen... Doamne, stagi doi! Fii atent că aici n-am fost. Aici e! 8! 8 grade! 8 grade! 5 grade! Nu e sub, dar e aproape. Fii atent! 6 grade, deci 15 grade în partea asta nu e bine. Trebuie să fie sub. Deci în partea... Nu, în partea asta ar putea să fie. Fii atent, aici cred că e pe undeva pe aici. Trebuie să... Fii atent, trebuie să vii tu cu dăla, cu... Ce la tine? 3 are. Am MF, am și am Spirit Box. Ce ai? Bă, de ce nu te-am auzit? De ce nu te-am auzit? Bă, 1.5, 1, un grad, fii atent. Aud niște sunete. Ținem un fuul ăla, eu mă uit de amprente pe aici, dacă găsesc ceva. Eu mă uit de amprente, dar nu știu dacă găsesc. Spirit Box. Ai grijă. Bă. Nu s-a răspuns. Mai ai ceva? Nu e nimic aici. Trebuie să te uiți să fii foarte atent. Deci atent că aici căzuse ăsta. Aici. Nu, da, acolo e, că aici căzuse ăsta. Și în partea asta ar trebui să fie, deci aici. Aici trebuie să punem, nu-ți răspunde. Trebuie să punem, fii atent. Ei, mă, fugul, ai grijă să nu fie la 5, eu mă duc în cameră, deci o să mă duc. Fii atent, vreau să-l sperii, dar înainte să-l sperii, faze să stăm filmător. Trebuie să iau eu niște materiale bune, să văd pe care le pot lua, pentru că, ok, deci avem item aici, avem, da, asta bun, și o cameră, că știi că zicea că trebuie să avem camera acolo la el. Eu zic că ar merge. Bă, nu știu dacă are ăsta, nu știu dacă, deci chiar nu știu dacă... Ai că mi-am pierdut, cred că am pierdut ăla și nu mai ai, am prostit, dar tot ai, nu mai contează, în fine, dar nu cred că era temperatura, am văzut că temperatura nu era sub. Și atenție, acum vreau să mă sperii pe prostul ăsta, dar să văd unde s-a dus, mă. Am impresia că el vrea să mă sperie, dar nu știu de ce, deci mă duc pe aici. Bă! Ce? Unde ești? Bă! Uite și eu! Copilul! Vine înapoi! Trebuie să pun asta pe jos, bun. Și mai pun și o cameră fix aici, camera merge, bun, toate lucrurile sunt bune. Vreau să spun că avem o problemă. Ce? Din păcate, nu mai am pierdut termometrul și nu știu dacă o să avem temperatură sub zero. Dar cum ai pierdut? Nu știu, dar de cui e un flu? Nu cred că are. Și atent, hai să plecăm. Cât are un flu? Lasă-i un flu pe jos. Level 3, nu. Și atent, vino repede după mine, trebuie să mai să le punem toate jos, trebuie să plecăm. Dacă e, du-te tu, ia sarea și să... Bă, unde tu, bă? Bă, copile! Bă, prostule, fii mai aici. Tu ești speriată? Ți-e frică? Ți-e frică ție, a? A? Ți-e frică? Ți-e frică? Ți-e frică, mă? Ți-e frică? Ce-i mă bună? Ai sarea? Am de masă! Bă, nu, care tu... Aolo! Ai la sarea! Și toate alea, nu? Nu! Fii atent că eu folosesc camera! Deci, fii atent! Ok... Deci... Avem doar camera asta... Mi se pare că am văzut ceva pe cameră, dar nu cred că vedem. A scris pe carte! Altceva, uite, văd și de-astea, deci și carte și de-alea, am văzut și de-alea. Stai, să ne uităm pe obiective, deci obiectivele, fii atent, s-au făcut două obiective, dar trebuie să intrăm la evidențe, deci avem așa, avem ghost writing, avem și ghost orbs, pentru că s-a văzut pe cameră, ceea ce poate să fie Shade or Yurei. MF5, ghost writing, ghost orb, MF5, trebuie să vedem dacă are MF5 și Yurei, trebuie să vedem dacă are freezing temperatures. Din păcate, freezing temperatures nu cred că mai vedem, că, na, am greșit da, acolo. Da, cum a scăpat de el? Păi am apăsat aici și nu știu, mi s-a făcut, uite că s-a făcut pick-up-urile astea, s-au făcut amândouă la fel, nu știu ce am făcut, am făcut o prostie, hai, dar... Hai, vino! Hai, trebuie să vezi tu cu ăla, aia e tot ce mai contează acum, altceva nu mai contează. Trebuie să vezi tu cu 5. Dar dă-mi mie mai bine, hai că mă pricepe, tu nu te pricep, copile, tu ești cam prost așa de fel. I-a prins, mă? I-a prins? Ce-a prins? Nu s-a de nimic, gata, 3, are 3. Și atent, ia deschidem astea, închidem așa, așa, bun, 3. Deci rămâne la 3, în partea asta, rămâne la 3. No, cred că e freezing, 100%. Nu mai n-are ce să caute pe ăla, tu gândești că nu mai e. Ăsta rămâne la 3, fii atent. Bagă la evidență, eu zic că e freezing. Nu are cum să fie, mă, rămâne la 5. Ce, mă? Fugi! Ce
ce ai, mă? Pe cine crezi că păcălești, mă? Dacă era de fugit să închidea ușa automat, n-aveam cum să mai scăpăm dacă venea să vină, dacă era să vină cineva. Fii atent, pune aia, ai pus la evidență, pune freezing. Pune, mă, freezing la evidență. Bă, dar băi, ești prunț, mă? Am pus. Deci este Iuri. Da, intră înăuntru. Intră așa și fii atent. Acum am câștigat. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1. Bă, dar tu ești prost, aveam toată baza în tine. Și mă așa de mine că zic că eu nu știu, dar tu nu știi, bă. Tu cum se perzi ăla de temperaturi și ești frerul? Asta-i. Bine, bravo, hai că ești tu deștept, mare deștept, că ai știut tu. Eu am făcut, și că, mamă, mare deștept tu, că tu dădeai să vezi dacă vorbește la cu tine când nici n-avea evidența aia. Cum vrei să vorbească la cu tine dacă el nu vorbește cu tine? Bă, tu te nici, hai! Hai că este antenă, bă, urâtul, fii antenă, eu dă tot un minut de cu tine! Baie, bă, ia, ce ești pregătit, mă, tu, că nu mai fii antena în vocabularul, vai camera, de capul tău, mă, du-te, mă, de aici, mă, lasă, ok, deci... Am emufulul, am ăsta, așa, la... Bă, dar numai rândarea secundare, ok, fii atent. Avem la obiective. Bă, nu te duce, mă, prostule. Bă, vine-mă înapoi. Bă, trebuie să faci obiective. Vine-mă înapoi când încă n-am stabilit toate regulile. Fii atent. La obiective. Trebuie să descoperim practice. Să detectăm o cameră sub 10 grade. Să vedem... Mamă, fantoma, să vedem direct fantoma. Ești tu? Stare să vezi fantoma? Ți-e cam frică. Trebuie să recunoști. Ha, foarte amuzant ești tu, mamă, dar în serios, să vezi ce-ți da cu cartea asta pe cap dacă mă mai enervez tu mult acum. Fițar copilul să fie, bă, dă-mi lanterna, dă-mi lanterna, că am eu nevoie de lanterna, dă-mi lanterna. Ba, da, lanterna. Ba, da, dă lanterna, hai. Uite, am asta și asta. Dă-mă, cum era, și unde lanterna? Bă, păi ce lanterna? Păi nu era nici lanterna, n-am văzut nici lanterna acolo. Unde mă lanterna? Păi, fura lanternele. Uite-n chest. Ce? Am chest. Păi și, ia fi atent. Și acum, mă, trebuie să las. Hai că las ăsta, dar înainte să las, hai să nu mai fac o prostie, pun ăsta aici, bun. Și iau ăsta, bun, gata, hai că facem cu lanterna. Băi, unde te duci, mă, bă, așteptă-mă cu... Bă, da, stai, termină rolul de tău, mamă. Deci chiar vreau să-l prinde fantoma. Ha, mă, fraiere, să te dai tu șmecher în fața fantomei. Chiar sunt curios, să văd cum te vede pe tine fantoma. Ok, mamă, bă, hai! Unde ești? Un gard! Unde, mă? Basement! Unde, mă? Aici. Ce, mă? Ia. Un grad? Da! Deschide! Aprinde lumea! 3 grade! Ce-ai, mă? Nu e, mă, nimic! 3 grade! 2 grade! N-are mufu! 2 grade! 3 grade! E bine că ai făcut obiectiv, prostule! E bine că ai făcut obiectivul ăla cu sub 10 grade! Bravo, mă! Nu ești prost degeaba! Ia să vedem! În partea asta? Bă! Dar tu ești prost degeaba! Bă, stai că... Iar aprind pe astea să le sting, mă! Doamne, deci ce mă sperii? Bă! Un grad! Bă, dar nu cred... Nu merge, mufu, mufu n-are treabă cu ăsta. Zici tu că aici, eu zic că nu e aici, hai să mai caut sau caut. Ia dă-mă mie, ce, că tu ești prost, tu nu știi să folosești ăla, ia dă-mă mie, așa. Ia, mă, hai să arăt eu cum să folosești. Cât? 3! Deci mă, ce-mi partea asta? Păi, dar cum, doamne, iartă-mă, la mine n-a mers și la tine a mers? Hai să pune, fii atent. Hai că, bă, fițar copilul să fie, vezi cum vorbești. Hai că am pus asta aici. 2,5. Hai că punem asta. Hai să plecăm. Pleacă. Închid stinga aici lumina. Pleacă. Vino repede, mă, da? Pleacă, mă. Mă, nu te aud, bă, vino aici că zbrează fantoma, casca și toate astea și nu te... pune camera. Pe pus-o. Bă, ce faci? Bă, pune așa, mă, și pleacă de aici. Pleacă. Pune-mă undeva și pe atâta! Să nu vadă fantoma, e ascunsă! Să nu vadă... Bă! Fii atent! Bă, ceva? Nu, e de la lanterna. Hai repede, vino repede! Cât are? Lasă! Vino repede, mă! Bă, vino-mă repede dacă zic! Bă, vino-mă! Vine! Cine vine, mă? Nu vine nimeni, taci din gura aia! Foarte amuzant, să ieși și-l dai eu cu aia pe cap, dacă mă mai enervez mult. Hai în partea asta, hai înapoi acasă, aici la asta. Trebuie să iau aia de lanternă, aia de UV mai era. În rest trebuie să nu uităm acum repede pe cameră, poate o fi scris și în cartea aia, cine știe. Eu. Nu, a luat eu, fraiere. Fii atent, hai să vedem. Ia, n-a scris nimic. Pe cameră, hai să vedem dacă se vede vreun ghost orb ceva. Eu nu văd absolut nimic momentan, dar fii atent dacă vezi ceva trecând prin fața camerei, dacă vezi o bulă, ceva de aer, orice, dacă vezi să spui, da? Ok, unde? Cu cine să mă înțeleg, mă? N-am ce să fac, mă, cu tine, băi, vai de capul tău. Deci trebuie să mergem din nou cu... În primul rând mergem cu lanterna UV, să vedem, trebuie să vedem cu... Eu zic că trebuie să fie freezing temperature și cu MF. Asta ar trebui să fie, mă gândesc eu. Da, uite, pe aici a rămas 15... 10... Era 3 mai devreme, dar nu știu, dacă mergem aici de sub, deci hai să vedem, 2 grade, UV-ul ăsta, mergem-o? O bună! Ai văzut? Da!
Sigur? Da, era în fața ta, uite, acolo la cutii. Bă, iar a dispărut, ăla nu mai mergea. 1,5. Ia fiți, fiți atenți ce-mi sperii pe ăsta. Eu stau aici. Ia, vine, vine. Hai, mă, mai vii odată! Vin, vin! Hai, mă, ți-e frică, doamne, vai de capul tău de căcățăicii. Hai, vine. Hai, că te-ai speriat, dacă... Mai speriam mai mult. Nimic. Patru! Bă, dar vorbește-mă cu el, n-ai aia de vorbi cu el? Da, fii atent, că eu ies din cameră și vorbește tu, hai, vorbește, fii atent. Hai că mă duc să uip. A, ai zis că ai văzut pe cameră, deci înseamnă că avem la obiective, avem, nu, avem la evidențe, avem Ghost Horus. Ceea ce înseamnă că poate să fie ori Phantom, ori Poltergeist, ori Jill, ori Mare, ori și Trinze. Bă, dar ai gura spartă să mor eu din nou! Mă, tu vorbești cu ăla sau nu vorbești? Bă, da, sigur ai gura, parcă e ghiuvetă! Doamne, vorbește-mă acolo și taci din gură, vorbește cu ăla, ți-am zis, că-ți închid lumina. Hai, vorbește cu... Ce, mă, fumă, vorbește-mă cu el! Da, nu-l găsesc! Păi n-ai cartea, n-ai aia de vorbit! Bă, da, dar vreau să știu unde e! Vorbește aici cu el, omule! Păi, ești prost, rut! Nu are plan, stai că el se poate e teamă să fie de-o persoană. Level 5! Ok! Da. Ok, evidențe. Emul full și Ghost Orb. Ceea ce poate să fie Phantom, Jean or Shade. Phantom poate să fie Freezing. Deci trebuie să mai vedem de Freezing. Jean poate să fie Spirit Box. Asta încearcă să mai vorbește cu el. Încearcă să vorbește acolo. Poate să fie Shade. Shade-ul ce mai era? Shade-ul cred că a fost strada, a fost mai devreme, nu? Ghost Lighting. Deci în carte n-a scris. Ori Freezing Temperatures, ori ăla cu vorbitul. Vorbește cu el. Eu plec, lasă aici, bă, frate, că n-am ce să fac. Adică, pe bune, Jim. Ce să mă pun eu la mintea lui? Ia să vedem. Vorbește cu el. Mă, vorbește cu el acolo sau ce faci? Da! Păi și merge ceva? Nu! Păi vorbește cu el, spune-i! Vorbește! Trebuie să și vorbești! Vorbesc! Ia! Păi trebuie să și vorbești tu! Hai, vorbește tu, zi! Da! Strigă-l! Hei! Faci ce faci, mă! Strigă-l! Bam! Bam! Strigă-l! Ia-te-n gură cu el, hai, ia-te-n gură cu el, ia-te-n gură cu fa... Uite-o! 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 Bine că ai asistat, ai făcut și obiectivul. Asta ce înseamnă? Bă, intră-mă înapoi, du-te și vorbește, ia-te cu el în gură. Dacă ăla e accelerat la el cu vorba... Ia-te cu el în gură, dacă te-ai luat, dacă ziceai, bă, ești mechi, ești toată tare, ia-te cu el în gură. De ce nu te duci, a? Păi tu ești de ăsta de pe internet, a? Ce faci, ai venit acasă? A, sărăcuțul de tine. Mă, acum toate cele bune, gen pe bune fiind, ce ar putea să fie? Ai vorbit cu el! Ai vorbit cu el și... Bă, da, și ți-a ieșit! N-ai vorbit cu el atunci? N-ai dat să vorbești? Cum că te-ai luat cu el în gură? E Spirit Box! Fii atent, e... Bă, e Jean, mă, e Jean, vin aici! Bă, deci dacă nu e ăsta, îți dau cu cartea pe cap și nu... Gen... Nu, eu dau cu cartea pe cap, ești o fraieră! Da? Lasă, vezi tu ce pățești! Vezi tu ce pățești, fraiere! Ia să vedem! Ia, hai! Vezi, mă, fraiere? Tu te pui cu mine, te pui cu mine! Ce scrie acolo? Zici ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Jean! Păi vezi, mă, că eu știam, bă! Pe mine m-a făcut mama de toate viețile! Te poți cu Daruse și Daruse Legend, mai șmei? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.